Consilier, declarăm ședința deschisă, că deja s-a amânat cu o zi, deci trebuia să fie ieri și este astăzi. Până un alta avem două suplimentări la ordinea de zi. Supuneți la vot? Păi întâi suplimentăm, nu? Nu. Nu. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate de voturi. Avem două proiecte de suplimentare. Primul dintre ele, proiectul numărul 6855 din 21 noiembrie, privind aprobarea devizului general pentru finanțarea execuției. Finalizarea execuției privind cheltuielile necesare la investiția construire sala de festivități în comuna Prăjești. Cine este pentru suplimentarea acestui proiect? Sau pe amândouă? Și mai avem încă un proiect, nu știu exact, ceva cu ordonanța... Facilități fiscale. Este un proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante conform datorate ordonanței numărul 6 din 2019, parcă 18. Ordonanța 6 din 2019. Supunem la vot suplimentarea celor două proiecte. Cine este pentru? Unanimitate. Pare foarte rău, dar nu prea văd în partea asta domnul Măriu, așa. Deci toată lumea este de acord. Trecem mai departe și începem cu procesul verbal de la ședința din 9 octombrie, dacă sunt înscrieri la cuvânt. Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru proiectul? Procesul verbal. Cine este pentru? Unanimitate, domnul. Da. Sunt 10 voturi pentru și o abținere. Dar ce se întâmplă, domnul secretar, cu vacantarea postului de la Aldo chiar? Am dus o cerere. Și azi am sunat la partid, au spus că am dus eu. Am dus cerere, dar ați fost trebuit să nu l-ați mai trimis. Ministru și vă poate confirma. Când ați trimis? Da, la ședința anterioară. Dacă am dus-o azi, mâine, o săptămână. Am vorbit eu cu dumnealor, uitați, v-a dat și apelul telefonic. Eu am cerut cerere. Am comunicat acest aspect și am discutat telefonul și săptămâna trecută și astăzi. Chiar și azi am discutat. Da. Deci, 9 voturi pentru și o abținere. Se abține domnul Antica pentru că a lipsit din motive medicale, nu participa. Trecem mai departe, proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi, privind aprobarea contului de execuție venituri și cheltuielile a bugetului local la data de 30 septembrie 2019. Eventual, dacă ieșul, inițiatorul poate să ne prezinte un pic execuția bugetară ca să putem și noi să înțelegem cât de cât cum stăm la capitolul finanții, domnul primar, ar fi foarte bine. Ați avut materialele la mapă. Da. La experiența cel puțin 3 ani de zile că sunteți consilier local, eu cred că ați înțeles. Vă rog frumos de la ironii. Deci nu dar nu fac ironii, eu cred că înțelegeți despre ce discutăm. Dumneavoastră ați inițiat un proiect dacă... și logic ar fi să ne spuneți care e gradul din am invitat-o pe doamna contabilă și o să vă explice doamna contabilă. Deci noi trebuie să știm execuția bugetară, dumneavoastră nu. E bun. Păi nu, că de fiecare dată, la fiecare 3 luni, o aveți la mapă și o aprobați. Și asta ați făcut până acum, de 3 ani de zile încoace, că așa prevede legea. Așa. Dar dacă doriți explicații suplimentare, este doamna contabil care vă poate lămuri. Da? Stăm cu bănuții. Bun. Eventual puteți să vă pregătiți și notițe. Veniturile au fost realizate în proporție de 28,50%, cheltuielile în proporție de 25,60%. La sursa ce veniturile este de 100%, am încasat împrumutul pentru canalizare, da? Numai că nu a fost cheltuit, deci la cheltuială este 0%, încă nu s-a încheiat canalizarea. Da. Impozitul pe venit s-a realizat la 30 septembrie 605 lei.
Impozite și taxe pe proprietate 149.714 lei. Impozite și taxe pe bunuri și servicii 1.205.530. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizații și diferite activități 52.393. Alte impozite și taxe fiscale 11.269. Venituri nefiscale 187.861. Venituri din proprietate 710 lei. Vânzări de bunuri și servicii 187.151 de lei. Diverse venituri 105.020 de lei. Excedentul anului trecut a fost utilizat în totalitate suma de 80.446.000 de lei. Subvenții am încasat 1.497.937 de lei. Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 190.262 de lei. Subvenții de la alte administrații, și aici ne referim la AFM, canalizarea, 1.307.674.000 de lei. Venituri proprii din totalul veniturilor este în sumă de 945.323 de lei. Venituri curente 311.509 lei. Venituri fiscale 1.910.599 de lei. Impozit de profit 544.086 de lei. La sursa ce împrumutul, v-am zis, a fost încasat, încă nu este cheltuit. La cheltuieli. Autorități executive, plăți efectuate 978.059, 951.670.000 de lei. Persoanele instituționalizate 26.388 de lei. Ordine publică și siguranța națională 2200 de lei, învățământ 86.721, sănătate, investiția pe dispensar 141.393 de lei, cultură, recreere și religie 522.247 de lei, asistență socială 193.235 lei, servicii de dezvoltare publică locuinței în sumă de 1.596.018 lei. Aici intră apa, adică proiectul de apă, protecția mediului, canalizarea 1.544.920 de lei, transporturi 90.006 lei. Drumul și poduri. Care e gradul de îngraturare al comunii la nivel, la timpul ăsta, doamna contabilă? Știți că la ședința trecută v-am cerut o hârtiuță. Nu, eu am hârtiuța doar cu investițiile, nu știu cu gradul de îngraturare. Din datorare. Ce eram de la ce vă referiți la gradul de îngraturare? Ca să mi se dea scris. Se nu-mi conta de... Se referă probabil investiții. În cauza împrumutului că avem un grad de îngraturare, da. Da, pentru că încasările sunt foarte mici, 26-28%. Da, sunt din cauza faptului că a fost supraestimat și nu numai la noi, în toate comunile. În primul trimestru s-au încasat niște sume record, după care au început să stagneze, adică s-au încasat și nu s-au încasat tot anul trecut, ca să ne înțelegem. Adică, de exemplu, la Salubritate s-au încasat 750 de milioane, ci nu am încasat anul trecut, tot anul s-au încasat în primul trimestru.
Deci despre asta este vorba. Și sunt supraestimate, da, pentru că noi trebuia să facem... supraestimat a fost. Exact, numai că nu s-au realizat pentru că nu au fost încasări. Știți și noastră cum e situația, nu? Sunt încasări, facem cheltuieli, nu? Nu. S-au cheltuit subvențiile care s-au primit și... la proiectele care au fost finanțate. Salarii pe octombrie, să înțeleg, s-au achitat, da? Avem restanță la septembrie și octombrie pentru asistențe personale. Am primit în rectificarea de față, care o avem astăzi, avem bani pentru asistenți la zi. Mai sunt înscrieri la cuvânt la proiectul numărul 1? Dacă nu o supunem la vot, cine este pentru? 4, 5, domnul Solomon, 6? Pentru? Da. Are cam mâna de două voturi. 6 voturi pentru. Cine se abține? 2, 4 abțineri. Puteți spune vreau cine se abține, domnul? Domnișoara Antica, domnul Bolo, domnul Antica Aurel și domnul Comorașu. Mergem mai departe la proiectul numărul 2 pe ordinea de zi. Proiect privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestru 4, precum și actualizarea și modificarea listei de investiții a Comunei Prăjești Bacău pentru anul 2019. Prezentați proiectul. S-au primit 284.000 de lei pentru echilibrarea bugetului local, respectiv sunt cu destinații pentru funcționare, salarii și bunuri și servicii, nu sunt pentru investiții, adică nu îi putem utiliza la investiții. Respectiv, noi am prins în felul următor. Știți că avem o eșalonare de la ANAF pentru rectificarea declarației 112 la profesori, care era de 3 miliarde și ceva. Prin ordonanța 6 am făcut și noi o cerere, așteptăm răspunsul. 316.567. Până în prezent, noi din februarie plătim rate, am achitat 53.532 de lei, inclusiv luna noiembrie. Trebuie să achităm, încă nu am primit anexa cu sumele respective, dar un calcul în mare, 277.704 lei. După care, în termen de 60 de zile, după câte am înțeles, ni se restituie o parte din bani reprezentând accesorii, penalități, însumând un miliard și ceva. Deci scutim un miliard și ceva care ar fi trebuit să-i plătim dacă noi achităm acum. Și am preferat din banii ăștia care am primit, adică domnul primar a hotărât, să punem să achităm eșalonarea asta ca să scăpăm de penalitate. Să scăpăm de... 252.000 sau care? Da, ce mai rămân bani dat fiind cu plecat Ionuț și... Adică au mai rămas niște bănuți necheltuiți, cu 252.000 încadăm în banii, plus consilierul dumneavoastră care nu o solicita să nu fie plătit și... Adică s-au mai... Și nu se prezintă la ședințe? Au mai rămas niște bănuți care eu mă încadrez în 277.000 ca să-i plătesc. Probabil nu vă amintiți, dar suma asta de 300 și cât mai era, doamnele? 316. Ce a rămas din ce față de 342? Da, mai dat jos niște accesorii. Care erau inițial. Sunt practic 170 sumele datorate către bugetul asigurărilor de stat pentru cei 25 de profesori care nu li s-a plătit de către fostul primar Antica taxele astea către bugetul asigurărilor de stat pe 3 ani de zile, 172 reprezenta penalități și dobânzi. Am discutat subiectul ăsta într-o ședință cu cetățenii în primăvară în sediul primăriei. Penalitățile sau dobânzile era de 300 și ceva, 300 și ceva de milioane pe 5 ani eșalonarea. Noi, ca să salvăm penalitățile și dobânzile de circa 1.700.000, 1.800.000, am făcut această solicitare la Ministerul Finanțelor, conform ordonanței de Guvern 6. Ne-am exprimat dorința să achităm în integralitate, așa cum prevede legea, suma, după care, în termen de 60 de zile, Ministerul Finanțelor să ne returneze înapoi penalitățile, dobânzile și accesoriile care sunt.
total. Să încercăm să salvăm 1 miliard și jumătate. Nu, dar știu despre ce este vorba. Să plătea. Când a contractat expert contabil Bălan pentru decizia curții, ei au făcut niște rectificative în care au dat și cu cala jos. Iar noi, o perioadă de timp din 2015 și până în 2017, inclusiv, cred, tot anul, nu s-au plătit contribuții. S-a compensat. Deci nu s-au plătit contribuții nici pe timpul dumneavoastră. Nu, doamne. Din 2015-2017. Doamne, începând cu 1 ianuarie 2011, școala are buget separat și au plătit ei, n-am mai plătit noi. S-au compensat niște cheltuieli. Repet, ce n-a plătit Antica 2008-2011 sunt taxele către bugetul asigurărilor de stat pentru circa 25 de profesori. Unii cu o perioadă mai lungă, unii cu o perioadă mai scurtă, unii au venit, unii au plecat, de aia sunt 25, ca să înțelegeți. Și toată chestiunea asta a fost ținută la secret până a ieșit la pensie domnul profesor Constantin, care când s-a dus să calculeze pensia, se găsea cu 3 ani lipsă la... Și atunci ne-a dat în judecată, ajungând în instanță, instanța ne-a obligat să le plătim acele, să facem acele declarații rectificative. Plata era de 172 și 174, nu mai rețin cu exactitate, dar cum? Penalitățile și dobânda era mai mare decât suma care trebuia plătită. Noi, neavând banii în buget, am solicitat Ministerul Finanțelor o eșalonare a sumelor pe o perioadă de 5 ani. La eșalonarea asta se plătea și o dobândă de circa 350 de milioane per total. Deci 172 și cu 350 vine aproape 2 miliarde. Noi, din primăvară până să apară ordonanța de guvern 6, am plătit conform eșalonării o parte, a mai rămas o sumă de 277. Dorim să o plătim din banii care am primit de la Minister, de la Guvernul României, să plătim eșalonarea asta, urmând ca atunci când Ministerul Finanțelor ne va returna penalitățile și dobânda, să ne folosim de ce ne mai rămâne acolo. Domnul primar, vă rog. Da. De dumneavoastră, ca edil al comunii, nu puteți să dați judecată persoane responsabile care au făcut prejudiciu? Să recuperați paguba? Nu am să plătim noi de fraier. Am făcut lucrul ăsta. Există pe rolul instanței. Este pe rolul instanței cu proces în derulare. Este, da. Este o plângere pe păi, deci, persoane responsabile, contabil, secretar, care au dat avizul de legalitate la asemenea plăți, să răspundă, domnule, că doar de asta îi plătești comuna. Da, va trebui să decide instanța, domnule. Va trebui să decide instanța. Pe instanță, dar deci noi plătim niște sume care s-au evaporat din buget prostii și acum altora. Tot ne uităm mască unul la altul. Noi plătim prostii altora, domnule. Păi da, avem atâta personal care se plătește. 20 de angajați care fiecare trebuie să aibă la mapă, bă, s-au făcut plățile sociale, s-au făcut... În 2008-2010, nu știu dacă cineva dintre noi era la momentul ăla... Eram. Dar era și viceprimar dumneavoastră, domnul Jicu. 2008-2010? Nu. În 2008 era doamna Nina aici? Era doamna în 2008? Da. În 2008 nu, în 2011. De secretarul Drăgan Ilie, care a fost și cu contabila aia, cum o chema... Camul lapsus, acum nu mi-aduc aminte. Ei au făcut, toate plățile, toate matrapazlăcurile astea și noi suntem mundi de plată. Cum nu le-au făcut? Dar sumele astea de unde apar? Cum nu le-au făcut? Dar cineva e prost, adică sumele astea sunt date de instituțiile statului, nu sunt date de cineva. Sunt pentru că nu le-au făcut. Ce vorbim? Tu nu înțelegi nici acum. Nu le-au făcut plățile și nu le-au făcut penalitățile și plățile. Și penalitățile și contribuțiile. Nu, dar banii s-au cheltuit. Plătim și penalitățile și contribuții. Deci asta trebuia să plătească și nu i-o plăti. Deci banii aia s-au topit. Și penalitățile la banii ăștia... O plătim noi acum. Plătim noi acum. Haideți să mergem mai departe. Nu am nimic ca părtinitor cu cineva. Mergem mai departe cu rectificarea celor 50.000 de lei care dumneavoastră, domnul primar, doriți să-i puneți la capitolul alimentare cu gaze în localități. Da. Și așa cum... Vă place dumneavoastră circul și panorama, pe Facebook ați dezinformat că noi n-am fost de acord data trecută, vai de mine, cu proiectul ăsta. Domnul Istrate a propus ca să se amâne până dumneavoastră veți veni cu lămuriri suplimentare. Deci dumneavoastră, pentru că nu ați fost atunci la ședință, ați fost un pic dezinformat, înțelegeți?
Și dumneavoastră ați perpetuat minciuna mai departe, ceea ce nu este chiar un lucru de cinste. Dumneavoastră a spus că nu știa de așa ceva. Nu, Jicu. Sunt documente. Deci, au fost niște pași pe mergături făcuți. Domnul... Da. Deci, acum, pentru că doriți rectificare, vă rugăm să ne prezentați și nou avizul de principiu pe care trebuia logic să ne-l puneți la mapă, să ne spuneți care și cum e treaba, eventual să ne dați lămuriri despre proiectul acesta de gaze, să ne spuneți un pic cum stă treaba, ca să nu fim noi în neștiință de cauză, să știm pentru ce ridicăm este, mâna. Este a patra oară când discutăm. Ați aprobat o dată lista de investiții, domnul unde primar a fost introdus acest proiect, l-ați avizat. Domnul primar, dacă doriți ați... după ședință, vă pun la da dispoziție. Dar vă rog să așteptați să vă vin în rândul, lăsați-mă să vă răspund și după aia continuați la nu mă întrerupeți. Ok. Discutăm a patra oară despre acest proiect de rețea de gaze, da? Odată când, la începutul anului, am introdus pe lista de investiții proiectul de asfaltare, a două și ăsta de gaze, da, da, uitați-vă bine la mine, dar uitați-vă și locuința. Da, doamnă, la începutul anului. Este în mai, domnul primar. În mai și nu e început de an? Bine, deci, la mijlocul anului. Da, dacă doriți, la mijlocul anului, da? Ședința din mai, așa. Bun. A doua oară când ați dat avizul de principiu, a treia oară când ați respins sunt... Care aviz de principiu l-am dat noi? Ați dat un aviz de deci principiu, dar sunt... Deci noi în luna mai am avut atunci discuție, precum că așa dumneavoastră ați introdus în lista de investiții corect două proiecte da fără sumă. Deci corect ați introdus în lista de investiții două proiecte fără a fi finanțate. Și da s-a actualizat lista de investiții, nu a spus nimeni nu. Deși atunci a fost vorba că ele trebuie să fie finanțate, trebuie să aibă o sumă de bani bun în spate. Dar la iar momentul ăla nu aveam bani. Nu aveam bani. Și atunci noi am aprobat, dar am aprobat așa doar introducerea lor. Nu a fost vorba despre un proiect anume. Acum, dacă nu tot n-ați binevoiți, veniți la ședința trecută să ne spuneți despre ce este vorba, aveți ocazia acum să ne spuneți cum stă treaba cu proiectul ăsta de gaz? Să ne spuneți de unde vreți să aduceți gazul, pe unde finanțați, care-i valoarea. Spuneți-ne, dați-ne niște detalii. Dați-ne niște detalii ca să știți despre ce-i vorba. Ca să nu ridicăm mâna așa de... Și vă semnam un cec înalt, deci nici n-ați binevoiți, veniți la ședința trecută și gata. Asta s-a pe domnul secretar și pe domnul Solomon, ne-au zis două vorbe. Și noi ce să votăm? Noi ce să votăm? Domnul Israel a propus să rămânăm. Deci foarte, ceva foarte logic, care se practică. Dar dumneavoastră faceți circ pe Facebook ca să ne arunce lumea cu noroi în... Domnul Voloc, haideți să lăsăm pe domnul primar. Scriiți-vă la curând, la... Da. Deci spuneți-ne, domnul primar, care e treaba? Ați terminat? Da. Bun, acum aveți răbdarea să țineți gura aia închisă să pot vorbi și eu? Hai, serios? Ca să pot începe demersurile, trebuia contractată o firmă să facă studiu de fezabilitate. Firma aia nu lucrează pe zero. Aveam nevoie de bani. Trebuia măcar parțial, pentru că contractul este un contract multianual. Trebuia măcar o parte din bani alocați acestui proiect să pot să încep demersurile, să pot să contractez o firmă, să pot face studiu de fezabilitate, să pot face studiu geotehnic, măsurătorile și ridicările topo și așa mai departe. Toate actele premergătoare obținerii finanțării. Pentru toate chestiunile astea aveam nevoie de bani, că nu face nimeni pe datorie și este ilegal să fac contract cu cineva să presteze un serviciu fără să pot să-l plătesc și fără să am alocat măcar o anumită sumă de bani. Dumneavoastră v-ați dat avizul de principiu. În luna mai era deja trecut bugetul pe anul 2019, sumele erau deja toate alocate, alte sume nu aveam. În iunie, după ce a venit posibilitatea să rectificăm rectificarea bugetară, să luăm din trimestrul 4, să punem în trimestrul 3, v-am solicitat sumele de bani, ați respins pe motiv că eu nu eram la ședință și nu este o obligație să fiu eu la ședință, ați respins proiectul așa, dar aveați și ați avut și până atunci un acord de principiu al lui Delgaz Grid prin care autorizează și spune că se poate acorda din rețeaua existentă de la Traian. Nu este rețeaua Traianului, este rețeaua lui Delgaz Grid și nu am nevoie de un accept sau un aviz din partea Traianului ca să mă leg în rețeaua. E a Delgaz Grid-ului, așa cum e și aia de curent electric a E.ON-ului. Dumneavoastră ați respins și ați avut și aveți materie. Dacă e nevoie, la ședința următoare sau acum, îmi fac timp, mă duc, caut avizul ăla. Avizul? Da. Ăla nu este un aviz, este un răspuns sau o adresă de-a dumneavoastră. Este un aviz de principiu, doamnă. Dumneavoastră citiți. Nu, nu.
Citiți în limba română. Vreau pe doamna Doinița să vi l aduc. Acum, uitați, aici am proiectul de hotărâre din data de 14 mai, la așa, care este lista de investiții. Da. Și uitați aici că scrie 0 la ambele proiecte, da, domnul primar. Dumneavoastră ați aprobat o listă de investiții, nu și sumele, pentru că, repet, păi nu aveam banii necesari. Bani. Dumneavoastră ați zis că luna mai am prins bani. Nu, n-am prins nici acolo, nici în partea alaltă. Da? Nu. Este păi n-am prins, pentru că așa, nu erau bani la momentul ăla. V-am spus că am așteptat luna iulie, când așa, puteam aduce din trimestru 4 în trimestru 3, bun, prin rectificare bugetară. Iar în, în luna iulie, dumneavoastră i-ați dat respingere. În luna iulie? Iulie, mă rog, când a fost ultima oară pus în discuție? Domnul, nu, în luna iulie am, în luna iulie am pus bani doar pentru proiectul de la drumuri, de la asfaltare, că trecea prin fața porții dumneavoastră. Și am pus doar acolo 150 de... 15.000 de lei, da? Iar doamna, domnul secretar, poate mi-aduce aminte când... Pe 9 octombrie. Pe 9 octombrie, da? Când am solicitat bani și pentru gaze, dumneavoastră ați respins. Bun. Dumneavoastră, în momentul în care v-ați gândit să faceți proiect de gaz, așa, am înțeles, conform spuselor domnului Solomon la ședința trecută, că ați discutat cu un consultant, cu o firmă. Da. Ok. Să ne spuneți și nouă, aproximativ, o sumă, să vedem măcar documentațiile cât costă, dacă ați discutat cu o firmă de consultanță, ca să știm măcar documentațiile cât ne ajung. Și abia după aia vine întrebarea, prin ce doriți dumneavoastră să finanțați? Păi ca să nu cheltuim, să nu irosim banii, domnul primar, că e ușor a face un studiu de fezabilitate, dar dacă nu există măsură de finanțare, după aceea noi nu pierdem banii, că studiile de fezabilitate au un termen. Păi nu, deci asta era ideea. Spuneți-ne dacă dumneavoastră ați discutat cu un consultant cât costă documentațiile, că asta trebuie să aveți măcar un pic habar, dacă ați discutat firma, probabil v-a zis o sumă, v-a vehiculat o sumă. Așa, și după aceea să ne ziceți prin ce măsură de finanțare aduceți bani sau unde, cum vreți să contractați bănuți. Ordonanța de guvern 114, prin Fondul de Dezvoltare a Investițiilor, doamnă. Prin ordonanța de guvern 114. Prin Fondul Național de Investiții. Da. Și ce prevede, FDI, domnul? Fondul de Dezvoltare. Ok, domnul primar, și ia spuneți-ne ce prevede, prin, cum să iau bani prin FNI-ul ăsta, prin Fondul Național de Dezvoltare și Investiții. Da. Dumneavoastră sunteți, păi, văd că la clasa întâi e cu chestii de genul. Păi studiați legea, ordonanța de guvern 114. Tocmai de asta zic, am citit și acolo zice în felul următor. Că se iau bănuții, așa, valoarea totală a proiectului, se iau bănuții într-un regim de împrumut, adică nu împrumutăm de la o bancă, corect, împrumutăm de la stat, cum ar veni, exact, prin fondul ăsta de național de investiții. Da. Se împarte toată suma în 20 de rate egale, adică în cei 20 de ani, la care se adaugă 1% dobândă. Spuneți-mi dacă greșesc. Așa că pierd câteva zile da, ca să... Bineînțeles foarte că m-am documentat. Și atunci de ce îmi pune atât de documentare? Ați vrut să mă verificați dacă știu? Nu, domnul primar. Păi acum vreau să-mi spuneți dumneavoastră. Care este valoarea estimativă a proiectului? Doamnă, asta o stabilește proiectantul sau cel care face studiul de fezabilitate. Deci asta este în funcție de străzi, de lungimea traseului, de dificultatea traseului. Dar ca să facă chestiunea asta, trebuie să aibă un contract. Nu face nimeni pe uși frumos așa pe rugăminți. Estimativ, pentru că tot ați întrebat de o sumă. 12.500 în principiu costa valoarea proiectului. 12.500 da, ce? Mii de lei? Da, adică 1.250.000 în lei vechi, pentru, ca să proiecta, pentru consultanță, să zic. Pentru, nu consultanță, dar v-a spus proiectul. Proiectul. 12 milioane studiul de lei? De studiul de fezabilitate și proiectul, 1.250.000, doamnă. 12, poate n-ați da, înțeles. 125.000 de lei. Da. Ok. Bun. Domn primar, domn secretar, să vă rog să consemnați. Doresc de la domnul primar pentru ședința următoare, pentru că ați declarat pe Facebook că ați lucrat mult timp la un proiect de asfaltare. E proiectul ăsta care l-avem prins în lista de investiții și care a fost declarat eligibil prin Fondul ăsta Național de Dezvoltare, corect, și Investiții. Corect. Suntem la poziția 1139. Nu, 863. Sau... Așa, în fine, pe acolo, da, pe undeva. Ei, valoarea totală a proiectului, da, de drumuri, e de 11.757.000 de lei. Așa. Bun. Și acum aștept de la dumneavoastră, domnul primar, să-mi spuneți, așa cum ați declarat pe Facebook, că ați plătit pentru documentații, că ați muncit foarte mult și că ați plătit documentațiile pentru proiectul ăsta. Să ne ziceți și nouă câți bani ați plătit până acum pentru ăsta, pentru că ați zis că ați plătit, deci proiectul și l-ați întocmit. Ei, da, și acum factura am primit-o ieri.
N-am plătit niciun leu deocamdată. Dar avem nu, dar contract. Dumneavoastră ați declarat pe Facebook și doamne, există, avem public. Avem contract. Și declarați dumneavoastră pe Facebook, e public, domnul. Eu nu știu unde luați dumneavoastră declarațiile astea și cine vi le truchează, dar eu vă spun că factura am primit-o de la, de la firma de proiectare ieri, nu s-a plătit deocamdată decât studii de fazabilitate și avizele, alea le-am plătit, doamnă. Studii de deci a plătit avizele de la instituțiile statului. Și atât. Avizele. Bun. Ei, la proiectul ăsta de asfalt, domnul primar, nu? E 11.700.000 și ceva de mii de lei, valoarea totală. Da. Dacă luăm banii prin Fondul Național de Dezvoltare și Investiții și împărțim la cei 20 de ani, rezultă o sumă de vreo 567.000 de lei pe an. Așa. Adică în jur de 5 miliarde și ceva să plătim noi în fiecare an. În condițiile în care noi avem deja un împrumut, sunteți siguri dumneavoastră că dacă noi continuăm documentațiile aici, mai putem să luăm bănuți încă un împrumut de la Fondul Național de Dezvoltare și Investiții, dacă noi avem deja, și de asta v-am cerut gradul din datorare al comunei. Care... Suntem eligibili pentru proiectul ăla? Așa. Adică ni se dă? Ni se dau bănuți, deci noi avem deja un împrumut da. În desfășurare. Da. Nu este gradul din datorare atât de mare. Păi da, aștept o hârtie oficială de la dumneavoastră. N-am știut, făceam la ANAF și îmi vedea scris. Ei, dar puteți problemă. Să solicitați dumneavoastră, doamnă. Nici o problemă, o să mi-o pregătiți pentru ședința următoare. ANAF este o instituție publică, vă răspunde la toate solicitările. Important este să știți să scriți. Deci, mai sunt înscrieri la cuvânt la proiectul ăsta? Și nu mai doriți nimic de la proiectul ăla? De la care proiectul ăsta? Da, cu asfaltarea sau cu celălalt, cu gazul, nimic. V-ați lămurit, v-ați edificat? Eu? E gata proiectul. Dar fiecare răspundem pentru noi, domnul primar. E gata pentru... proiectul, doamnă, că ai, dacă vreți să suplimentezi, e gata. Deci, e obținută și autorizația de construire. La poate gaz. Oricând. Nu. La ce? La asfalt. La asfalt. Asfalt. Aștept ca unor nou guvern, Orban, să mă invite să semnez contractul de finanțare, doamnă. E finalizat cap-coadă. Ce râdeți, domnule strate? Aveți ceva, împărtășiți cu noi, să râdim și noi. Ați înțeles? Deci am finalizat proiectul. Foarte bine, domnul primar, înseamnă... Nu, v-am zis Orban, nu Orban. Orban. Domnule contabil, la... Iar proiectul, doamnă, cu gazul, doar dacă dumneavoastră votați rectificarea bugetară și am minim ăștia 50.000 de lei, să pot să fac studii de fezabilitate, studii de geo... Așa? Continuu. Dacă nu rămâne doar la vorbă. Tot prin Fondul Național de Dezvoltare și Investiții? Da, pentru că, conform ordonanții de guvern, 114, fiecare comună are dreptul la maxim două proiecte. Și sunt prioritizate acolo. În funcție de... Mă rog, de, nu de valoarea investiției, de... Guvernul a făcut o prioritizare. Apă, gaze, canal, după aia drum. Deci e o ierarhie acolo. Deci prin Fondul Național de Dezvoltare și Investiții vreți să faceți și gazul. Da, doamnă, da. Adică, de faci drept, vreți să ne îndatorați și copiii copiilor noștri. Da, doamnă, da, da. Vreau să, vă îmbunătățesc nivelul de trai și văd că dumneavoastră să trageți înapoi. Dar dumneavoastră nu aveați, n-ați avea nevoie de o stradă asfaltată, doamna Gerina? Că trece, norocul face că trece prin fața porții dumneavoastră, nu pe la mine. Nici pe la domnul vice, nici pe la domnul consilier. Acum ce vreți nu să mă mut bine? Într-o văgăună undeva doar ca să întreagă asfaltul în fața în loc să fiți onorată că acest proiect presupune asfaltare pe strada pe care locuiți dumneavoastră. Ținând cont că dumneavoastră vreți să îndatorați comuna pe 20 de ani, în loc să faceți proiect de asfaltare printr-un fond european. Nu, domnul primar, puteați să faceți printr-un proiect european. Dar dumneavoastră, ca și ales al satului, ca și consilier local, ați inițiat în cei 3 ani și câteva luni de mandat un proiect în sensul ăsta, indiferent care, cu oricine poate să vină pe inițiativă. Ați inițiat vreodată sau dumneavoastră ați inițiat doar proiecte de scutiri de taxe, voi, de schimbări din funcție. Ați inițiat? Ați avut vreo inițiativă de genul ăsta? Și vă spun cum ieșim din datorie, doamnă. Ia spuneți-ne, domnul primar. Poate îl convingeți pe soțul dumneavoastră să lucreze legal, să plătească taxe și impozite și cu veniturile care se realizează. Nu iar. Păi nu, doamnă, continuăm. Poate până la urmă vă convinc să
plătesc și noi asta taxe și impozite la statul ăsta. Nu e bine? Nu trebuie să dai ceva. O singură plată. Deci pe ceilalți o singură de la voastră nu-i vedeți deloc. Domnul lucrează legal, e altcineva care lucrează de legal. Care poate să lucrează? O să zic că domnul primar și de domnul consilier al lui cum lucrează fără acte. Cine domnul? Nu puteți numai de soțul doamnei Cipăieș. Și de dumneavoastră și dumneavoastră ca tot la negru. Tot la negru. Da, sunt angajat. Vreți vă dau contract de muncă la mașină. Da? Da. Iar v-aș ruga. Da. Iar v-aș ruga. Nu mă mai credeți prea cinstit. Nu, 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 păi dar tot pretindeți. Ca să pretinzi ceva trebuie să dai ceva, statul. Și se pare că bateți numai într-o persoană. Ca să vrei modernizare, trebuie să dai ceva. Ca să modernizăm, nu trebuie să-mi datorăm și comuna la maxim. Puteți să faceți frumos, doamna Cimpoieșu, printr-un proiect european care nu mai reimbursăm niciun leu, nu numai prin... Erați viceprimar când s-a făcut domnul primar două proiecte europene. Sunt proiecte unde nu mai se erați viceprimar împreună cu domnul Burcă. Care, care două proiecte? Cele două proiecte de asfaltare care au fost acolo, în anul 2015. Cum nu au fost pe ce, pe ce sunt? Pe ce erau? Pe ale erau, s-au făcut studii de fezabilitate și trebuiau depuse pe măsura 7.1. Păi și de ce nu le-ați depus atunci? Dar nu era obligația, era, era obligația domnului Burcă. Suntem în instanță, domnule, cu proiectul ăla. Plătit ilegal. E plătit ilegal. Am sesizat organele competente ale statului să facă investigații, au fost plătit ilegal. Dar ce faceți dumneavoastră niciun proiect pe măsuri europene? Fonduri nerambursabile. Există măsuri europene care să vă permită să asfaltați, domnul primar. Când spuneți... Dar de ce trebuie să sunt datorăm noi comuna de acum 20 de ani. Doar pentru că acum gata trebuie, toată lumea vrea să ne dezvoltăm comuna, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne datorăm până peste cap. Dumneavoastră vedeți că gradul de, deci veniturile sunt de 28%. Păi 28%, deci noi estimăm că încasăm 4 miliarde și încasăm de bea 1 și un pic. Păi dar este corect așa, deci mai suntem un grup de oameni din sat. Da, dar ne lăsați pe noi să vorbim, nu numai dumneavoastră, da? Când finalizați, vă explic. Așa, dumneavoastră știți vreo măsură pe fonduri europene care se, pe care se pot accesa asfaltări de drumuri? Cunoașteți ceva? Dar dumneavoastră, la ora, la ora actuală în vigoare, doamnă, promului, dumneavoastră, eu vorbesc la ora actuală, nu ce a fost acum 5 ani. Eu vorbesc acum. Care-i treaba? Doamnă, dumneavoastră știți ceva la ora actuală? Domnul primar. Eu vă spun că nu sunt. Iar când spuneți măcar un proiect, vă aduc la cunoștință că avem deja două finanțări și două proiecte semnate pe fonduri europene, doamnă. Sunt două deja. Nu spuneți măcar unul. Deja sunt două. Facem arteziană și 20 panouri fotovoltaice, ne scuzați. Adică alea sunt niște valori foarte mici, domnul primar, la 50.000 de euro. Alea au putut fi accesate, alea le-am accesat, doamnă. Domnul secretar, vă rog să notați că solicit domnului primar pentru ședința următoare. O primărie face 26.000 de euro să l-au dat un proiect de euro. Sunt prezint o situație. Un proiect nu. Cum? Plățile care au fost făcute la toate proiectele prin PNDL. Deci, școală. Deci, ce ați dorit? Ce ați dorit? Deci. Poate am fost mai isteț și îl am deja. Deci. Care este valoarea totală a plăților care ați făcut-o până acum la proiectele prin PNDL? Și care este suma pe care urmează să o mai plătim? Bineînțeles, atunci, știți ce v-aș propune mai degrabă, facem un proiect de suplimentar de modificare a organigramei, să mai angajăm un contabil, un consultant, cineva care să răspundă doar petițiilor dumneavoastră, doamnă. Dar de ce domnul primar? E simplu așa, eu vă pot spune că vă putem spune așa, am plătit deodată proiectarea, un dosar tot tranșă la un proiect, da. Și vreau să-mi spuneți care au fost plățile făcute din 2016 până 2019 la zi. În format scris sau electronic? În format scris, în format scris. În format scris. În format scris. Vă punem la dispoziție. Ați terminat, domnul secretar? Dar știți ce v-aș ruga? Da. Dacă dumneavoastră considerați că proiectul ăla cu gazele
nu este necesar. Și nu merită satul să aibă și gaze. Vă rog, ridicați mâna în consecință. Vreți din seară ca să instigați, ca să ne dea oamenii afară cu parii sau ce mai faceți, domnul primar? Nu, ca să știm la ce să ne așteptăm. Bănuiesc că ați fost foarte mândru și ați dormit foarte bine, că la ședința în care v-ați adunat aici acum două săptămâni aproximativ, în loc să vorbiți, să îndemnați oamenii să voteze pe Viorica Dăncilă și asta, ne-ați luat la rând pe toți consilierii. Aici e o chestiune, știți, până la urmă, de caracterul omului, știți? Ne-ați luat la rând pe noi consilierii care, și când am ridicat mâna la proiectul de gaz, considerați că este normal să vorbiți niște oameni în lipsă? Ați dormi mai bine, domnul primar? Ați dormi mai bine în seara aia? Va interzi cineva să nu participați la ședință? Felicitări, domnul secretar, felicitări! Secretar? De ce primar, mă scuzați. Dar dumneavoastră de ce n-ați participat la ședință? Dar de ce să particip, domnul? Păi și atunci de ce? A fost PSD-ului, nu a fost... Dar ce trebuie să aștept pe ce? Nu, 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 a fost o ședință publică, doamne. De asta, da. De asta ați mânat. Ședință publică, da. Domnule, vă rugăm, limitați-vă la... Dar de ce n-ați venit să vă apărați, doamne? Am așteptat ca să terminați de scris. Da, am fost să... Sunt o descriere la cuvânt la proiectul cu rectificarea bugetară? Nu? Și cu alocarea sumei de 50.000 de lei pentru proiectul de gaz, completez ca să se înțeleagă că sunt alocați și bani pentru proiectul de gaz. Un minim necesar ca să pot începe demersurile. Deci să puneți la vot, da? Da, să punem la vot. E bine așa? Ura! Ura! Haideți să punem la vot cine este pentru. 1, 2, deci, domnul Antica, cum votați? Pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6 voturi pentru. Mulțumim, domnul primar. Foarte. Aștept justificări, după aia aștept să vedem proiectul la gaz la zi. O să vă felicit, domnul. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voturi pentru rectificarea bugetară. Abțineri. 4 persoane. Cum ești, domnul Istrate? Domnul Istrate, domnișoara Antica Alina, domnul Bolog și domnul Comorașu Ilie. Eu de frică am mulțumesc, votat. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc. De frică am votat. Mergem mai departe la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice. Sunt înscrieri la cuvânt? Cine este pentru? 10 voturi pentru, adică unanimitate. Mergem mai departe cu proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după licitație pentru obiectivul de investiții reabilitare tehnică a școlii Gheorghe Avramescu. Sunt înscrieri la cuvânt? Nu? Mă scriu eu. Da, da, domnul Comorașu. Să-mi scrie domnul Comorașu. Domnul primar, școala a fost reabilitată în 2008. Așa. Prin Banca Mondială s-au alocat niște sume de bani colosale. Corect. După care, acum, la 10 ani, s-aruncă tot în aer. Da. Pe alți bani. Deci acum eu n-am nimic cu... Cu Banca Mondială. Nu, cu dumneavoastră. A, cu mine. Dar având în vedere că s-au derulat niște sume de bani colosale, înțelegi? Și recepția s-a făcut cum nu s-a făcut, dumneavoastră ați implementat alt proiect ca să mai, dacă mai scuturăm școala asta odată ca de jos. Mai sunt copii de numărul. Până în 2000 s-au făcut odată. În 2008 s-au mai făcut odată. Acum se mai face odată. Deci de 3 ori tunată. Deci s-au spălat bani în școala asta, deci cumpărai o clădire ca asta oriunde pe planetă, domnul primar. Banii care s-au alocat pe proiect. La banii ăștia o făceam din nou. Nu, deci o puteai cumpăra și în Australia, și oriunde vrei, din Italia, să cumperi o școală din zonă rurală. Și duceam copiii la școală acolo? Domnule, deci în loc să se cumpere un microbus, să transporte elevii la școli, la licee, în oraș, să aibă condiții optime. De ce nu veniți în condiții optime? În condiții optime. Așa ca fiecare să aibă dreptul la educație. Înțelegeți? Nu numai pe organigramă. Să aibă fiecare dreptul la educație, să meargă să învețe corect, corespunzător, toată ziua dărâmăm școala asta ca să mai făutăm niște bani. Să mai făutăm niște bani. Și zice, băi, Ilie are ceva cu școala. Nu, domnule. Deci, școala asta s-o cheltui bani din... N-am cheltuit noi tot satul, toți elevii ăștia care merg la școală. Le plăteai studii la Oxford,
la fiecare care avea cap șlefuit. Bun, ce să înțeleg? Că a fost o remarcă sau a fost o întrebare? O, ce, deci, doriți o explicație? Deci, doresc o explicație și eu așa. Bun. V-am cerut în nenumărate rânduri. Domnule, arătați-mi și mie adevizul de cheltuiel la școală când s-o reabitat în 2008. Nu se găsește, s-o pierdut dosarul. Nu se găsește, este arhivă, este alea, este... Nu se găsește nimic când e vorba de sume mari colosale. Da. Nu se găsește, toți stau... Vă... Deci, cum spunea Elena Odea, cu scheletul în dulap, știi? Deci toți, cu tocat, frumos, banii, așa, pe diferite străzi. Da. Iertați-mă, la vremea cineva, aia, ceva cu cineva. Dar la vremea aia nu erați consilier local? Eram consilier, dar am avut de suferit, domnul primar. Am fost legat de... Deci ca și consilier local v-aș ruga, da, deci, eu să-mi dați niște explicații cum s-a făcut la momentul ăla. Domnule, ca să domnul Ilie, probabil ați ridicat mâna și ați votat o execuție bugetară. Ați ridicat mâna, mă rog, sau pentru sau împotrivă. Eu sunt de acord să se facă niște lucruri temeinice, dar nu în genul ăsta așa, deci... Haideți să vorbim pe rând. Pe rând. Odată, v-aș ruga dumneavoastră să ne explicați nouă consilierilor locali de ce astăzi, la momentul ăsta, școala arată atât de deplorabil, pentru că la momentul ăla dumneavoastră erați consilier local, ați ridicat probabil mâna pentru, împotrivă, sau v-ați abținut, n-am idee. Cert este că lucrarea a fost făcută de mântuială. Cât a costat, trebuie să ne spuneți dumneavoastră că erați deci consilier local și ați votat un deviz general, domnule. Nu am acel arhivă și deviziile pentru făcut aspectele astea generale. De asta s-au schimbat directorii la școală, am înțeles... Haideți, lăsați-mă să vă și răspund. A fost Ficuțu, acum e Grigoraș, a fost Enache, a fost doamna Constantin, s-o mătrășă treburile. Deci treaba este că, băi, care semnează devizul? Deci mutăm directorul competent, dar sigur care semnează devizul de plăți. Ca să nu știm, că trebuie unde e devizul general la lucrarea cu tare. Nu se știe, s-o pierdut. Păi chiar, noi asta ca și consilier local, domnul, nu mai aveți materiale. Deci acum, dacă devizele, asta, devizele generale. Dacă vă uitați în materiale, noi avem devizele la lucrările în curs, la mapă. Pe care... E de lucrările anterioare, domnule, asta trebuie să... Da, așa a fost și atunci, domnule, era obligație. Dacă dumneavoastră ați înghițit la fosta conducere să nu fi avut devizele la mapă, eu vă înțeleg, nu știu ce a fost atunci. Domnule, deci așa dar, ca o precizare, a fost 2006 când s-a executat lucrarea și s-a făcut într-adevăr cu fonduri de la Banca Mondială. Lucrarea s-a făcut cum s-a făcut. Cert este ca să ajungem să facem reparația asta acum, a fost o expertiză și niște experți au constatat că se găsește clădirea într-o situație deplorabilă. Ba mai mult poate să confirme doamna Gianina, care nu s-a bazat pe concluziile experților și a urcat personal în pod. Poate eu, sincer, făcut, dacă eram acolo, vă lăsam să vă ajutam să urcați, după care vă luam scara, vă lăsam acolo. Bai, dar ce s-a... Dar n-am avut onoarea, așa, dar v-ați convins despre ce este vorba acolo, da? Și domnul consilier, dacă aveți o neclaritate, că se fură, că se... Domnul primar, domnul primar. Faceți o sesizare, domnule. La ședința următoare să-mi aduceți sumia la mapă. Deci devizul de cheltuieli la reabilitarea școlii. Dar l-avem astăzi, domnul, înseamnă că dumneavoastră nu v-ați făcut în materiale. Nu, 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 de astăzi, la domnul. Reabilitarea trecută, domnul. Nu la proiectul ăsta care îl trebuie dumneavoastră. Deci nu, acum asta l-am citit. Bine. Înțelegi? Deci, ca să am și eu o idee dacă clară. Vedeți, eu sunt transparent, deci, dar v-am pus toate materialele deci la mapă. Deci 3 miliarde 400, datorii că nu s-a plătit CAS-urile, fondurile la profesori, cum a spus, la 28. Reabilitarea aia trompetă, care s-a luat banii și nu s-a văzut nimic. Acum să mai facem... Pe vremea când dumneavoastră erați consilier. Da. Și ați sprijinit, probabil. N-am sprijinit, domnule. A, n-am sprijinit. Deci atunci ați fost împotriva. Nu, n-am fost împotrivă. A, nici deci împotrivă. Făcut, deci v-ați abținut. S-a făcut de aiurea treaba. S-a făcut de mântuială. Și dumneavoastră n-ați verificat, v-ați trezit după 10 ani? Că dacă vă ajutați, așa, dacă verific, domnul primar, îmi lăsați îmi luați scara, deci îmi tăiați scara de sub picioare. Nu, o iau, pur și simplu. A, o luați, am luat, am înțeles. Pentru că unii înțeleg din prima, alții înțeleg după 10 ani. Știți care da treaba, oricum ar fi, copiii mai sunt de o strigare la școală. Păi dacă nu ne mai iubim între noi, doamnă? Între noi? Păi da, când? Fiecare să iubească cu cine se iubește, domnul primar. Chiar dacă dumneavoastră sunteți amator de obicei, ca să ziceți la toată lumea, vă oferiți voluntar. Doar prin dragoste crește natalitatea. Evaluarea și devizul ăsta, domnul primar, să știi clar că este foarte mare. Lucrările sunt ample, dar oricum ar fi, suma este destul de mare. Noi am aprobat-o și așa oricum de acum, lucrările sunt începute, să dea domnul să se facă lucrările cum trebuie. Deși dumneavoastră la ședința care a fost cu părinții ați spus că până în ora 12, deci copiii nu vor fi afectați deloc de lucrările care se fac.
până în ora 12. Oamenii de acolo nu vor efectua lucrări care să fie gălăgioase și să deranjeze cursurile. La orice oră doriți, să știți că acolo e o gălăgie infernală și e o gălăgie infernală și când se dau tezii și că e un zoomzet general, deci semn că nu are grijă nici inginerul și nici dirigintele de șantier. Eu i-am atras atenția de vreo două ori doamnei directoare, că nu mi s-a părut normal ca copiii, de exemplu, de clasa 5-a să dea teza prin tripicamării și toate astea la alții, pentru că nu este normal. Deci probabil că ar trebui să acordați mai mult atenție la proiectul ăsta ca să se efectueze lucrările de calitate și să se efectueze exact cum ați spus dumneavoastră. Deci în liniște și asta. E curios cum oamenii lucrează doar până vineri, sâmbătă, când copiii sunt liberi și ar putea și ei să facă mai multe chestii. O sâmbătă vin, o sâmbătă nu, sau știu eu, vin și pleacă repede. Știți? Ei... Ok, ziceți dumneavoastră. Așa că haideți să mergem mai departe, cu oricum ar fi lupul mâncat. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? 6. 6 voturi pentru, abțineri. Spuneți, vă rog, abțineri. Domnișoara Antica, domnul Bolog, domnul Comorașu și domnul Antica Aurel. Mergem mai departe, proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din imobilul situat în localitatea Brăjești, aflat în domeniul public, respectiv în clădirea grădiniței cu program normal pentru amenajarea unui cabinet medical medicină de familie. Al câtelea proiect este ăsta, domnul primar, care ne-l supuneți atenția cu mutarea dispensarului? Ăsta e al treilea, adică ați avut unul pentru medicul de familie, unul pentru... farmacie, din nou pentru medicul de familie, pentru că finanțele publice nu permite să închiriem unei societăți, chiar fiind și cabinet medical, cu 0 lei spațiu. Prin urmare, dumneavoastră, trebuie să aprobați o sumă care să o putem pretinde pe metru pătrat la fiecare cabinet medical, farmacie sau cabinetul medical de familie. Care e suma minimă care îmi permite legea? Nu spune legea un... Dumneavoastră o hotărâți, că e spațiul nostru. Legea spune să nu fie un preț derizor. Doar atât. Un metru pătrat. Să nu fie un preț derizor. Restul... Dăm un leu, deci să-i dăm un leu. Sau un leu, nu? A fost un euro, dar trecutul și nu s-a prezentat. Nu s-a prezentat nimic. Și dăm un leu. Cât doriți dumneavoastră, problema este să fie peste zero, în așa fel încât cei de la finanțele publice să nu mai aibă obiectivuri. Măcar pentru medicul de familie ar putea să înțeleg că aveți o propunere în asta, da? O propunere, un leu pe metru pătrat pentru medicul de familie. Medicul de familie și dispensar, pentru că și așa vin și muncesc mai pe degeaba, da. Pentru că au trei, a rămas trei bătrâni în satul ăsta și vai de capul lor. Ca să nu îi propunem zero, îi propunem un leu, minimul posibil. De bine. Dacă mai are cineva o altă problemă. Mai sunt alte înscrieri la cuvânt? Dacă vreți, putem să le analizăm cele două proiecte, adică cabinetul medical, la farmacia, la general. La farmacie e poate rămână cu doi, că farmacia nu, este societate. Oricum ar fi, nu-și respectă programul. La farmacie este o problemă. Toată lumea se plânge că nu-și respectă programul. Zice că vine lunea. Nu, că de ce mai da? Dacă nu are client, dar dacă nu el scade unul și pe ăsta pleacă de tot. Deci supunem la vot propunerea domnului Bolog pentru un leu pe metru pătrat. Cine este pentru? Unanimitate, adică 10 voturi, domnul secretar. Și atunci supunem la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului Bolog de un leu pe metru pătrat. Cine este pentru? Proiectul cu tot cu amendament. Proiectul cu tot cu amendament. 10 voturi pentru domnul secretar. Mergem la proiectul numărul 6, tot la fel un proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din grădiniță pentru amenajarea farmaciei. Țin să fac precizarea că spațiile alea nu sunt predate grădiniței, sunt ale primăriei, nu au fost predate grădiniței, sunt ale noastre. Dar să înțelegeți, e clădirea în care funcționează și grădinița, în aceeași clădire. Eu propun cu intrare separată. Să vină partiile astea. Bă, pentru îmbătrânii foarte... Decât să ducă la Traian sau în altă parte... Vor să plece. Crede-mă, o solicitare vor să plece. Și de ce să pierd după ce vor să merge bala la Traian, bala la data? Ok. Nu eu, se vorbește de câțiva metri.
20 de metri la an. Supunem la vot propunerea domnului Bolog de 1 leu pe metru pătrat. Nu mai sunt bani, deci să punem la vot propunerea domnului Bolog pentru un leu pe lună, da? Un leu pe metru, nu, un leu pe metru pătrat pe lună. Un leu pe metru pătrat pe lună. Să vorbim pe lună. Deci, să punem la vot propunerea domnului Bolog. Cine este pentru? 10 voturi pentru. Și proiectul de hotărâre cu tot cu amendament. Cine este pentru? Băieți, cine este pentru farmacia la cu un leu pe metru pătrat? 10 voturi pentru domnul secretar. Jungla-i mare, domnule. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ca să se voteze modificarea și completarea comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii, delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Înscrieri la cuvânt? Domnul primar, dar dumneavoastră erați reprezentant în ADIS acolo. Da, da. Și acum trebuie să mai aveți în comandatare superior, suplimentară? Trebuie să delegăm și o a doua persoană, care poate fi prin asumarea, prin mandatarea Consiliului Local sau prin dispoziție de primar, pentru că s-a modificat legea, doamnă, și nu mai poate fi un consilier local. Trebuie să fie un angajat al primăriei, care să fie în... Un angajat al primăriei trebuie cel, să fie, da, neapărat? Obligator. Și care să fie în... În Austria nu poate fi un angajat. Neapărat în specialitatea primăriei. Domnul secretar, deci cine trebuie să fie? Care sunt specificații? Prin lege primarul reprezintă instituția... Un angajat al primăriei sau poate fi oricine? Ce nu e adevărat? Domnul secretar, cine poate reprezenta? Păi ați avut-o acum o săptămână, o ședință, două, la proiect, domnul. Este modificare de la lege. Ce n-a spus de prima dată? Cum? S-a prezentat în ședința de Consiliul Local. Vă rog să verificați proiectele la ultimele ședințe, să vedeți că s-a modificat legea. Așa, conform codului administrativ nou, nu poate să fie decât primarul sau un cadru din aparatul de specialitate a primarului. Automat, un angajat al primăriei nu poate fi. Nu mai poate fi un consilier, nu mai poate fi. Cu părere de rău, domnul. Și asta poate fi făcută prin delegați sau prin dispoziție de primar. Acolo spune un reprezentant al Consiliului Local, nu din cadrul Consiliului Local. Păi un reprezentant al Consiliului Local. Corect. Reprezentantul Consiliului Local poate fi un angajat al primăriei? Legislativ. Da, doamnă. Da. Domnul viceprimar. Domnul viceprimar este reprezentantul Consiliului Local. Da. Și angajatul primăriei. E consilier. Aduceți legea și vedem. Ați avut-o la... la ședință. Păi dar nu, noi aprobăm acum, să vedem. Bine, atunci nu votați. Nu, sau vă abțineți. Domnul secretar, nu e o problemă, facem prin dispoziție, că legea permite. E periodul necesar, avisul așteaptă, așteptăm la vădă. Să nu scurtă modificare, administrativ. Să știi informații. Da, dar ce să vă... Da, informații, dar nu vedeți că nu. Explicați-ne exact ca să știi. Vădă administrativ. Atunci, secretar. Lăsați un pic, domnul, lăsați-l cu viață, domnul. Păi da, zice domnul primar. Aveți grijă ce spuneți, că după aia domnul primar să aibă grijă. Eu mă îndoiesc că reprezentantul Consiliului Local poate fi un angajat al primăriei. Adică poate fi și el, fără problemă. Local legiferează, domnul. Păi noi legiferăm și de cine ar putea fi unul din consilieri, că nu am înțeles. Ia mandata, doar, chiar mandata spre altcineva. Nu știu, băi. Chiar mă scuteți, nu-i pot. Doamne. Mai ales fiind în relația cu ADIS-ul, unde e o relație ginga așa acolo, nu? Păi, dar nu mi-aș zori acolo să ridic. Ai, nici la gunoi nu mai încăpeți. Da. Doamne, de regulă este primarul comunii, dar toată la primărie. Da, da, voi dar domnul primar este deja... Nu? Sau... Da, dar vedeți că se cere pentru un mandat special, pentru o chestiune specială, că se modifică. Dar vă propunem pe dumneavoastră, domnul secretar, vă duceți?
Nu, nu, lăsați primarul comunii, așa pot, toate primările. El deja este. Da, aș să poate au plăcere. Stați o secundă că n-am înțeles. Domnul primar, dar dumneavoastră erați odată reprezentantul vostru. Da, s-au schimbat. Puteți fi, mergeți la dublu sau cum? Asta n-am înțeles. Da, aveți, doamnă, aveți adresa adisului. Citiți-o să vedeți. Ați zis că trebuie să fie două persoane, domnul primar. Dumneavoastră ați zis mai devreme. Da. Și dacă sunteți dumneavoastră, dumneavoastră și cum ai cine vreți să fiți? Bun, aici e o chestiune specială. Citiți, vă rog, adresa adisului că ați avut-o la mare, da? Și cine îi propune personalul care trebuie să-l votăm noi? Păi puteți să o faceți dumneavoastră. Nu, specialitate. Pune pe Mirie la el. Da. Domnul. Lăsați primarul comunii dintre... Doamna secretară, să mai facem atât de des. Da, cum apreciați dumneavoastră? Păi, dar cine trebuie să propun? Cine vrea să primarul n-am înțeles. Desemnați primarul comunii să vă reprezinte la... Păi, dar primarul a zis că este, trebuie la o persoană. El este o dată, mai trebuie... Da, e o prevedere specială acolo, analizați cu atenție. Haideți să supunem. Eu zic să supunem la vot. Băi, supune la vot ori primarul. Da, da, bateți pe toți oamenii. Supuneți la vot. Eu propun primar să fii. Altă propun. Mai aveți o primar. O austrată. Eu punem pe amândoi acolo să fii. Și-o secretar. Vedeți cum crește la tare. Eu propun domnul secretar. Așa, toți trei punem. Lăsați primarul comunii, nu? Domnul secretar. Vreau să scriți amendamentul meu. Sunt de acord și eu. Supunem la vot. Deci, asta subînțelege. Avem trei propuneri. Suntem 10 consilieri. Deci votăm o singură dată pentru una din cele trei propuneri. Nu că votăm și pentru unul și pentru altul și pentru altul. Punct și virgulă, da? Deci, avem și supunem la vot prima propunere a domnului, care ce aveți acolo notat, domnul secretar? Domnul Solomon. Domnul Solomon. Cine este pentru domnul Solomon? Deci, avem domnul Dânca, domnul Comorașu. Deci, trei voturi pentru domnul secretar. Nu mă, că dacă merg cu alții, îmi face cinste. Așa, trei voturi pentru domnul Solomon. După aceea, propunerea domnului Istrate pentru domnul primar. Cine este pentru domnul primar? Ai votat odată, Dănuș, ai votat odată. Da, are voie să votați. Păi nu, domnule, păi cum să votați? Votăm din votăm la urmă. Păi atunci du-te la votat, vote și pentru, dar ce și pentru Iohannes? Deci, vot pentru 1, 2, 3, 4 și cu domnul Solomon. 4 voturi pentru domnul primar. Și ultima propunere, domnul... Secretar. Secretar. 4, 7, 3, plus mai 3. N-ați scăpat, domnul. Cine mai este? Domnul secretar, da? Pentru domnul secretar. Cine mai rămas? Unu. Hai, și cine-i pentru? Trei v-am mai rămas. Să punem la vot. Trei. N-ați votat. Așa, păi trei. Gata, deci domnul primar merge la... ca și reprezentant. Da. O să vă reprezint cu cinste, să știți. Vai, n-avem nicio îndoială. Cine scădeți taxa la salubrie? Nu prea să vă să subînțeleg. Vă completați. Perfect, domnul primar. Domnul secretar, nu mai pierdem timp. Acum proiectul cu... Păi, dar a trecut clar cu amendamentul domnului. Și este domnul primar mandatarul. Ce să mai... Vedeți că a spus la vot doar propunerea, mă dar cu amendamentul. Păi, propunerile cu tot cu amendamentul domnului
Cine l-a propus? Domnul Istrate. Domnul Istrate, Istrate. Așa, cine este pentru? Haideți, toată lumea, gata. Da, am dat bine primare. Suntem pentru domnul. Ia zic toate. Așa. Cât avem? 10 pentru? Da. Nu, 8 pentru și 2 abțineri. Domnșoara Antica și domnul Bolo. Nu-mi face cinste. Nu mă reprezintă cu scurt. Suntem la proiectul numărul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei și a statutului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Prăjești. Da, sunt depus la făcut, sunt poziții. Așa, deci... Da? Scos la făcut. Nu, se reîncadrează domnul secretar în funcția publică, în loc de secretar, e secretar general. Deci el e singur, el batează, el dă cu cap. Caschetă, îți mai dă ceva la sala. Se reîncadrează, se schimbă denumirea. Se schimbă reîncadrarea și mai lua 10% la sala. Nu există. Deci de acum o să fii birou secretar, birou secretar general. Secretar general. Mai puneți deci, acolo... Sunt șantruți cu aceea. Bun. Secretar general. Spunem la vot, mai sunt înscrieri la cuvânt. Da, general trebuie. Să aveți majoritate. 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 Domnul Istrate, sunt înscrieri la cuvânt. Nu, eu... Am votat. Eu dacă îmi permite. Da, vă rog, domnul primar. Avem scos de pe data de 7. Avem vacant postul de achiziții publice și managementul proiectului. Avem doar o singură persoană înscrisă, mi-aș fi dorit să fie mai mulți. Și din Prăjești, ca cerul bifezii. Nu e. Mi-aș dori, domnul, că mai bateți și o brază după aia, dacă nu-și face treaba. Dar nu sunt nici unul din dumneavoastră nu interesat? Nimeni. Rude. Eu mi-am angajat toate neamurile. Poate aveți dumneavoastră neamuri care doriți să le angajați. Îi angajăm în mandatul următor. În campanie viitoare chiar angajați. Fac o precizare. O condiție de bază este să aibă studii superioare. Atât? Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? 9 voturi pentru și o abținere, domnul Antica. Mergem mai departe. Domnul general, șampania ați pregătit tu? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Mai modificați aici, că nu mă știu. Nu se modifică nimic. Anual știți dumneavoastră că se aprobă. A, că sunt 14 angajați exact, cu 2 da, până așa. Cu formul organigram. Da, dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, să punem la vot cine este pentru. 9 voturi pentru și o abținere, domnul Antica. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4.000 de lei în vederea achiziționării cadourilor, dulciuri și împodobirea bradului de Crăciun pentru copiii din învățământul primar și gimnazial cu ocazia sărbătorilor de iarnă în anul 2019. Îmi permit să mă scriu la cuvânt. Domn primar, dacă tot scade numărul de copii, dumneavoastră, văd că tot măriți suma, măriți. Încercăm să-mi facem cât mai fericit. 200, când am avut 200 și ceva de copii, acum 3 ani, de bea s-au adunat vă 2000 de lei și acum mai sunt 80 de copii sau cât or fi. Eram în criză, doamnă, acum dacă tot duduie economia, am zis să măriți. Economia și natalitatea, că așa spunea. Știți că sunt sigur că atunci prezența va fi 100% la școală, măcar atunci. Da, și acum... Vă întreb, domnul primar, că nu se regăsește suma asta de bănuți în nicio rectificare bugetară. Da, doamnă, tocmai ați aprobat. În care, domnul primar? Serios, ia uimiți-nic, tocmai am aprobat-o. În care îți? Adică 4.000 și 4.000, 8.000 lei. Banii ăștia se iau de la capitolul funcționare. Așa. Ați înțeles? E vorba de 4.000 de lei. Așa cum ați fost generoși în fiecare an, să facem noi consilierii locali sau dumneavoastră consilierii locali o bucurie celor mici. Și vă garantez că estimez prezență 100% a copiilor în ziua la școală și la serbarea de sfârșit de an. Știți cum se procedează? În fiecare an ați fost generoși, rămâne la atitudinea noastră dacă le facem un cadou sau nu. Nu, doamnă, e de la capitolul funcționare. De la capitolul funcționare. Deci îi aveți bugetat.
Și pe ăștia? Doamne, de la capitolul funcționare, din banii care avem noi pentru funcționare, care am aprobat cu șoțul. Luăm 4.000 de lei și punem la cadou, doar dacă doriți. Repet. Și cred că ați văzut că mai aveți și un alt proiect. Da. Păi, 2.000 la... 2.000 la... 4.000 la... 4.000. Oricum ar fi, din ce în ce mai puține, sunt jur de 100 de copii. De 40 de lei le luați. Adică ați fost destul de generos. Doamne, dumneavoastră ați văzut cât a crescut cursul valutar acum de când s-a schimbat guvernul. Eu am estimat că va crește prețul per produs și în loc de 3.000 cum a fost, l-a pus 4. Păi dacă domnul primar, dacă guvernul dumneavoastră a distrus tot, ce vrei să fac să scadă acum? Păi tocmai, ca să reclădim acum, să stimulăm. Domnul primar, deci am înțeles să se apare să va face aici la Cabinetul Cultural. Da, doamnă. Sperăm ca Moș Crăciun să n-aibă culoare politică, copiii să fie... Din păcate e roșu, să știți. E roșu, vai, domnul primar, serios, dar să nu-i pun niște trandafirii în piept. Și blond, barbă, adică dăncilă. Așa, perfect. Nu, contextul era că cea mai bună variantă îi ca să nu fiți dumneavoastră cel... Deci, să nu politizați acțiunea. Asta era ideea. Copiii să treacă să-și ia pachetelul, nu din mâna domnului primar, ca să aibă impresia că votează Consiliul Local și de domnul primar. Ok? Dar din partea lui, dar moșul poate cedea, da? Moșul depinde acum. De barbă. Dar să știți că roșu va fi îmbrăcat, garantez. Da, și ia duc eu trandafir. Haideți să votăm. Punem la vot cine este pentru. Mai rău, e la cuvânt? Nu. 10 voturi pentru. Mai avem exact la fel un proiect, tot 4.000 de lei pentru la biserică. Supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? 10 voturi pentru. Avem un proiect de hotărâre cu alocarea sumei de 5.500 de lei din bugetul local, probabil pentru cele două coloane pe care le duce domnul primar. Tot la fel, domn primar, să scrieți primăria și Consiliul Local, nu neapărat numai primăria. Să punem la vot. Adică, așa ca să se subînțeleagă. Ne păstrăm o mergem mai departe. Proiect. Cu această ocazie vă și invit la depunerea de primărie să faceți și dumneavoastră. Adică da. Să nu procedăm ca în anii anteriori, când au venit doar unii. E păcat, e cinstit cu toție. Cine a dat-o la Ilana? Dar la ce oră, domn primar, ca să nu stăm toată ziua la monument? Apoi, domn primar... După la 12, după liturghia de la prânz. Că anul ăsta, 1 decembrie, cade duminică. Ținând cont că n-ați refăcut monumentul ăla, deci noi am alocat bani mai acum vă 2 ani de zile, mă gândesc că... Înseamnă că dumneavoastră n-ați mai primit spre monument de 2 ani. Nu v-ați primit la monument de 2 ani? L-ați refăcut și l-am observat în noi. Domnul primar a dat banii, eu fura de strate. Da, mergi mai departe. Am terminat. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 71.400 în vederea achiziționării serviciilor de consultanță pentru scrierea și depunerea a două proiecte de finanțare din fonduri naționale. Fonduri derulate prin Compania Națională de Investiții, Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, sub programul Sălii de Sport și, al doilea, Reabilitare Drumuri Comunale în Comuna Prăjești, Județul Bacău, sub programul Lucrări în Primă Urgență. Rugăm inițiatorul să ne prezinte cele două proiecte de fapt, care sunt două într-un. Domnul primar, luați-o la rând. Prima, ăsta cu sala de cu sala de sport. Spuneți-ne ce intenționați să faceți. Noi am mai avut o solicitare la CNI să ne acorde sume de bani sau practic ei construiesc CNI-ul, noi depunem doar la dispoziție infrastructura, adică terenul, locația și CNI-ul, Centrul Național de Investiții, investesc ei, construiesc ei, le dăm terenul, ne dă înapoi în eventualitatea în care aprobă, ne dă construcția la cheie. Am mai avut o solicitare în 2006, am făcut o solicitare către CNI pentru sala de sport. În 2018, cred, ne-a venit aviz că
că ne-a fost aprobat bazin de not la Prăjești. Am sunat la CNI și am vorbit cu responsabilul indicat în adresa aia și am spus că nu dorim bazin de not pentru că nu vroiam să ne vedem, da, poate că era mai să ceapă știrile, da, cu noi. Și am revenit la solicitare să ne acorde fondul sau să construiască ei sala de sport pentru copii. Nu numai pentru copii, dar fiind în curtea școlii acolo, cu predilecție era folosită de copii. S-a modificat ceva în legislație, ne-au rugat să facem o nouă solicitare, am făcut solicitarea, am înregistrat-o la Centrul Național de Investiții, așteptăm un răspuns. Dar... Din cormorani. Dar un specialist, un proiectant, cineva, un specialist în domeniu, trebuie să facă un studiu de fezabilitate. Iar studiul ăla de fezabilitate și consultanța pe toate documentele care trebuie să făcute pentru cele două proiecte însumează circa 71 cu tot cu TVA. Adică e 10.000 consultanța, 20.000 de lei pregătirea documentației cu TVA, cele două proiecte însumează 71. Dacă dumneavoastră doriți, e bine. Veți face o sală de sport. Corect, deci, o sală de sport. O sală de sport pe terenul ăla acolo până în... până în tribuna aia sau până în scena aia care e în aer liber acolo. Și al doilea? Și al doilea, pentru că la fiecare ploaie mai puternică avem probleme cu drumurile și ne-au rupt drumurile, apele, așa, am avut 2 ani la rând distrugeri de drumuri și mă refer la drumurile care se află în pantă, la propunerea comisiei constituită în urma unui ordin de prefect care au evaluat pagubile și daunele la ploile din luna iunie de astăvară, sunt bani pe Centrul Național de Investiții de refacere a acestor drumuri în scrie acolo, lucrări de reabilitare de primă urgență. Noi am trimis la CNI solicitarea noastră cu copii după procesele verbale, cu copii după drumurile, sectoarele de drum intabulate și așteptăm drumul de la Bernard la Vale, asfaltare 3,7 km dacă nu mă înșel pe proiectul ăsta, pe cel la care îl avem pe FDI era 4,9 km, dar începe de la moară de la Bernard de acolo, da? Duce până la asfalt. Omoară pe la Ceacadău sau pe unde? Omoară pe la Ceacadău, da. Deci proiectul ăsta sau drumul ăsta nu puteau să se suprapună pe celălalt proiect. Și atunci am ales doar din proiectul, nu din proiectul, din procesul verbal de calamitate, doar drumurile care au fost afectate și care nu se suprapun cu celălalt proiect. E o condiție de bază, nu are voie să se suprapună. E ăla, nu pe la Ceacadău, doamnă. Coboară pe la Toacă. Nu, am spus, de la Bernard până la asfalt. A, deci nu pe la Ceacadău. Nu, ăla e prins în proiectul cel. Pe partea asta. Pe partea aia altă. După aia, de la intersecție, de la Ghică până pe Recea, și o să spuneți că nu are continuitate, dar dacă proiectul altul prinde contur, așa, și nu mai reține exact pe unde, dar oricum sunt pe la Dinulești, drumul de la Dinulești pleacă de sus până la asfalt. Eu vă spun că până nu se vor asfalta drumurile în pantă, indiferent cine va fi vreodată primar, va avea probleme. Oricâtă piatră ai pune acolo, când vine aluviunea și apa cu forță, rupe tot. Așa s-a întâmplat de fiecare dată. Au fost bani aruncați, trebuiau refăcute, că nu puteai să lași drumul nerefăcut, dar până nu se va face asfaltare, indiferent cine va fi vreodată primar și ce culoare va avea primarul ăla, va avea probleme cu apele. Și noi, dacă tot există posibilitatea asta și sunt bani la Centrul Național de Investiții pe tipul ăsta de lucrări prioritare, și noi avem 2 constatări la rând ale unei comisii formate din 9 oameni, specialiști, așa, avem toate șansele să prindem, să primim finanțare. Nu îl face nici societatea X, nici Y, Centrul Național de Investiții se face tot. Astea sunt toate costurile pe care le avem noi la proiectele astea sau mai sunt și altele?
Păi, finanțarea de unde vine? Păi asta am spus, Centrul Național de Investiții. Okay, ei vor finanța, ei vor construi propriu-zis. Așa cum face... Noi nu plătim. Nu. Studiile de fezabilitate, ridicările topo, măsurătorile, alea totdeauna cad în sarcina beneficiarului. De fiecare dată. Toate avizile, EON, mediu, electrica și ce mai este, toate cad în sarcina beneficiarul. De fiecare dată, la indiferent ce proiect va fi vreodată. Dacă nu se rezolvă banii ăștia, sper. Logic. Nu. Noi nu putem, până nu primim răspunsul de la CNI, nu demărăm nimic. Da. Dar astea doar decât studiile astea deci și elaborarea documentului. Asta le pierde. Noi am făcut solicitarea. Dar vedeți că e clauză sustenibilă. Domnul, sunt două etape în contractele astea. Vor fi două contracte. Unul de implementare, care înseamnă 20.000 de lei consultanța, și unul de elaborarea documentației necesare pe care se depune la CNI, care înseamnă 10.000 de lei pe fiecare proiect. Domn primar, dar ținând cont că noi mai avem în jur de 100 de copii la școală și în urma la mare investiții care are loc acum cu reabilitarea școlii, 3,3 milioane de lei noi, chiar considerați util încă o sală de sport? Noi mai avem copii de 3 clase, de 4 clase și acum noi ne trezim că... La școală? Da, da, domnul primar, 33 din miliarde, 3 milioane, 300 de mii de lei noi. Deci, chiar considerați util că ar mai fi nevoie de o sală de sport, adică copiii ăia puțin cât mai sunt, încap foarte bine în sala aia de sport. Domnule consilier, în cazul ăsta propun să nu mai face nimic până nu crește natalitatea în satul ăsta. Domnul primar, eu încerc să creez premisele întoarcerii acasă sau să rămână copiii noștri acasă. Pentru că dacă n-au drum, n-au dispensar, n-au sală de sport, n-au canalizare, toți vor pleca. N-au locuri de muncă, vor pleca toți, domnul. Toți vor pleca. Eu încerc să creez premisele rămânerii, dacă nu și întoarcerii acasă. Și nu se întoarce nimeni dacă nu ai ceva bun de pus pe masă. Sala de sport, drumul, dispensarul, clădirea asta, n-am făcut-o pentru mine, asta e noastră tuturor. Pentru copiii noștri, pentru viitorul nostru, pentru noi. Dar de ce credeți noi asta că doar copiii joacă fotbal acolo? Tinerii ăștia unde joacă? Unde jucați clău fotbal? Dar și n-au teren aici, n-au teren. Bun, și când e zăpadă, le stricau o sală de sport? Domnul primar, acum știți care e toată treaba. Deci noi n-avem copiii la școală în clase simultanii. Investim o groază de bani în clădirea școlii și acum chiar considerați că este necesar o sală de sport. La Ungureni este gata, la Valea Seacă este gata, la Târgu Trotuș, prin același program, doamnă, prin Centrul Național de Investiții, pe finanțarea Centrului Național de Investiții, care nu are culoare politică, sau aș putea să spun că are culoare politică acum, e galbenă, că e PNL-ul care gestionează, da? Și dacă o face, nu o face, repet, pentru mine, o face pentru comunitate. Nu joacă doar copiii acolo, poate juca orice. Se pot organiza spectacole, se pot organiza foarte multe chestii, chiar și într-o sală de sport. Dar dumneavoastră puneți doar rău în față, doar negativ. Atât timp cât nu presupun bani în buzunarul. Ne-am dus la inspectorat să vedeți că sunt clase simultane, nu avem copii pentru câte o clasă, să le asigurăm educația elementară și să vină cadre didactice. Și dumneavoastră spuneți că trebuie să-i facem sală de sport. Eu îmi plâng mai mult pe calitatea învățământului. Necesară, da. Păi haideți să vedem că au fost doar 4 doamnă, copii care au trecut. Doamnă, consider că este necesar. Nu, domnul primar. Nu, asta e părerea dumneavoastră. Asta e părerea dumneavoastră. Eu am propus... Eu propun investiții în comuna asta, să o dezvoltăm, să modernizăm comuna asta. Dumneavoastră doar împotrivă. Doar înapoi trageți. Domnul primar, da. Doamnă, vă asumați responsabilitatea pentru dumneavoastră. Pentru tot ceea ce... Repet, nu fac în curtea mea aceeași sală de sport și nu o fac pentru mine. Domnul o fac primar, pentru comunitate. Așa v-ați opus și la dispensar, așa v-ați opus și la grădiniță. Domnul primar, nu mai faceți afirmații care nu sunt nu fac afirmații, susțin cu tărie. Că v-ați opus de fiecare dată. Păi au trecut, dar cum? Am votat și la dispensar și nu are sens să țineți dumneavoastră mie evidența ce votez. Dumneavoastră votați cum doriți dumneavoastră. Eu am făcut o propunere. O secundă, domnul primar. Avem 8 proiecte în desfășurare conform listei de investiții. Haideți să le luăm la rând acum. Canalizarea, care este stadiul ei, domnul primar? Că trebuia finalizată din octombrie 2018 și deja e octombrie 2019. Spuneți-ne care e stadiul ei, când va fi recepționată. Fondată toată. Poate să vă spun. Ok, stai domnule, că aștept răspuns de la el. Ce te-ai înscris la cuvânt?
Spuneți-mi, domnul primar, este procedură de recepție, doamne. Au fost două... A fost începută procedura de recepție, a venit o comisie, n-au fost mulțumiți cu modul în care erau efectuate lucrările. În urma inundațiilor din iunie 2019, anumite tronsoane sunt parțial colmatate, firma constructoare va trebui să vină să spele conducta pe sectorul cu probleme. După care ne vom reîntâlni. Dacă acea comisie care era formată din 11 membri va decide și va constata că acea rețea este funcțională, vor semna procesul verbal de recepție. Dacă nu, nu. Ba mai mult, cei de la CRAB, Compania Regională de Apă, care administrează rețeaua de apă și care va prelua cu siguranță, sau cel puțin așa mi-aș dori, și rețeaua de canalizare, au avut niște pretenții. Adică, în loc de doar sistemul electronic de comandă, au vrut și un sistem manual. Nu doar prin butonare electronică și programare de la distanță, au vrut și un sistem manual de acționare a stației. Cei care au construit stația au făcut modificările necesare. Când cei de la Compania Regională de Apă vor fi mulțumiți, vor semna proiectul ăla. Recepția, pardon. Deci este în procedură de recepție, care poate să dureze o lună, poate să dureze o jumătate de lună, o zi, nu știu. Când ne va anunța constructorul că este exact așa cum a cerut comisia, ne vom întâlni din nou. Nu știu când. Poate peste 3 zile, poate peste 5 zile. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule primar, că suntem în sala asta de festivități la care, din ce știm noi, ați făcut recepția. Corect? Ați semnat recepția la Căminul Cultural? Nu, doamnă, suntem în procedură de recepție. Ok. Și voiam să vă întreb care cum s-a terminat cu, până la urmă, cu sistemul de ventilație? Deci cu aerul condiționat și bănuiesc acum cu căldura, dacă ați făcut toate legăturile și dacă e totul terminat aici la sala de festivități, ca să nu cumva să încheie lucrările și după aia să noi să rămânim cu buza umflată, știți, sistemul cu aerul condiționat. Sistemul de ventilație funcționează în momentul ăsta. Da, este aer condiționat sau este nu, doamnă, sistem de nu este prevăzut cu aer condiționat decât acolo în camera aia de acolo. Conform proiect. Ok. E și un sistem de ventilație. Mai este o chestie, parcă, știu eu, din ce țin eu minte, la un moment dat, când a fost sala de festivități, a spus că o să fie bucătăria dotată cu anumite echipamente. Doamnă, noi nu avem bucătărie. Sala aceea în care se pregătesc, știm mâncare. Nu se numește bucătărie. Se numește, domnul nu. Primar, așa. Vă rog să verificați devizul că l-aveți la mapă. Devizul de la sala de festivități? Da, doamnă. Devizul general, da. De la sala de festivități? Da, l-aveți la mapă. A, ăsta care l-a suplimentat dumneavoastră acum ordinea. Nu, domnul, ăla a fost de la școală, domnul secretar. A, da, așa este, e de la sală, da. De la școală era la mapă, de la... Deci, acolo, la căminul cu sala asta de festivități, vreau să fie și dotări. Așa, sunt sau nu sunt dotări decât pe hârtie? Doresc să le vedeți? O să le vedem, eventual, la final, domnul primar, dacă e. Dar numai să fie. Asta e toată treaba, dotările. Bravo. Bun. Da, domnul Comorașu, mai am să vedem. Deci, domnul primar, voiam să vă întreb. Suma de 71.400, o aveți la buget, bani, cash, de care discutați? Da. Și vedeți sigur, oportun, așa? Așa? Unde sunteți? Că tot anul v-ați spus că nu aveți bani. Că nu aveți bani. Și la o sărbătoare în ultimul trimestru. Anul ăsta, doar pentru cofinanțări la proiectele pe care le aveam în derulare și aprobat în lista de investiții, era necesar 22 de miliarde. Noi am primit de la Ministerul Finanțelor sau de la Guvernul României 18. Rețineți, 22 erau necesare doar pentru cofinanțări. Pentru funcționarea comunei erau nevoie de alte multe miliarde. Ați înțeles? Și cu 4 pe care estimăm să le încasăm, dacă cetățenii comunii vor... Vorbim bani noi sau bani vechi? Bani vechi. Da? Deci 22 de miliarde înseamnă... Da, doamna, ați avut la mapă de mai multe ori, dar vă rog, când primiți materialele și citiți. Că banii noi sunt din 10 ani de acum. Da, doamna, nu de modă veche, sunt mai bătrâni el așa. Dar te arătați când ziceți cu banii voi aveți. Nu, doamnă, cu lei vei, doamnă, eu am un Pentium 2 aici. Deci, 22, dar păi trebuie să facem transcrierea, eu folosesc pe ea. Faceți, doamnă, vă aduc un calculator. Așa, nu, nu-i nevoie. Deci, erau nevoie de 22 de miliarde lei vei doar cofinanțări la proiect. Și
și noi am primit, da, înseamnă că n-ați citit materiale când le-ați mai primit la mapă, doamnă. Dar verificați. Vai, domnul primar, dar nu mai fiți așa. Da, doamnă, vă văd mirat, așa de mirată mă văd, că chiar mă crucesc și eu, ce Dumnezeu citiți în hârtie. Deci, din 22 de miliarde, noi am primit doar 18 per total. Per total. Din astea 22 trebuia să ne asigurăm cofinanțările și funcționarea comunei pe un an de zile. Salarii, gunoi, energie electrică, tot ceea ce presupune funcționarea unei comune într-un an de zile. Da? La 18 miliarde astea primite de la Guvernul României, am estimat încasări de circa 4 miliarde, nu știu cu exactitate, v-a spus doamna contabilă mai devreme, cât s-au încasat, dar tot n-am ajuns la 22 până la ultima rectificare bugetară. Norocul nostru este că unele investiții n-au început pentru că la grădiniță am scos lucrarea licitație de 2 ori, nu s-a găsit un constructor să-și asume ca atare suma cu care trebuia să contribuim noi, n-a fost accesată și oricum nu o aveam. Podul, constructorul n-a dorit să înceapă lucrările și o să înceapă lucrările la primăvară, a solicitat. Din ce motive, explicați și consiliul local, din ce motive nu începe constructorul? Pentru că nu-și asumă constructorul un prag de iarnă să demoleze, să toarne beton, să facă săpături nu, acolo. Mințiți, încă o dată, minte. Nu a avut proiect de demolare la podul vechi. Autorizat demolare. Domnul consilier, dumneavoastră, dumneavoastră știți ce vorbiți? Da, sigur. De ce informați greșit? Atunci s-a autorizat să demolare. Și când ați terminat-o? Să vedem de când a venit constructorul din 3 luni aici la dumneavoastră în cea cu lucrarea. Adică, domnul consilier, să vă fac de râs, dacă tot doriți nu, dumneavoastră. Nu, vă faci dumneavoastră de râs. Da, părerea dumneavoastră. Da. Numai dumneavoastră toți faci de râs, dumneavoastră sunteți un înger. Stați cu ironie. Domnul secretar, chemați-o pe mine. Gata, am găsit. Ce să vă și eu. Amândouă. Amândouă, părinte, amândouă. Claudiu, tu te rușă, stai, te rușă. Mirela, ia te rog toată documentația de la pod și vină cu ea în sala de festivități. Autorizații de construire, autorizații de demolare, adresa primită de la firma care a câștigat licitația, tot... nu trebuie să-mi aduci planșe și restul. Adă-mi documentația. Dar nu am înțeles documentația de la ce anumit? De la pod. Mirela, de la pod. De la pod. Da, de la pod, da. Autorizații de construire, autorizații de demolare și adresa primită de la firma care a câștigat licitația. Da? Bine. Bine. Haideți, domnul Bobă, să ne convingem cine minte. Stai să termin, domnul primar. Vă rog. Dar în cazul în care nu se pot finanța proiectele astea, din care tot facem atâta tam-tam, banii ăștia se duc în ceață, cum s-o mai duc pe proiectări de asfaltare. Deci nu, mă refer la asfaltare. O fost doamna Gitaru în mandatul trecut, când era domnul Burcă Iulian, vice cu nu știu câte UD-uri, S-au făcut studii de fezabilitate, geotermo, toate s-au făcut. Corect. Și a rămas cu ochii în ceață. La cât asfalt trebuia făcut în comună, la câte proiecte au fost, ajungeam dincolo de Bacău, ajungeam pe la Băcescu. Nu la câte au fost. Domnule, mă refer așa. Deci se vorbește de asfalt. Da, doar unul a fost incomplet. Deci tot ceva și suntem în instanță cu proiectul. Se vorbește de maculatură din asta, așa, cum spune Elena Udrea, că stăm cu scheletri în dulap. Deci tot s-au proiecte făcute. Și ne-a dus la bun sfârșit. Deci banii ăștia care tot vorbim despre ei ca să-i băgăm așa în ceață, să nu-i mai avem, mai bine i-am folosit util, domnule. I-am folosit util. Cumpărat un microbuz pentru comuna din Brăila, să ducă copiii la școală, să nu mai stea ei. Cum să mai cumperi microbuz? Păi da, dacă sunt atâția bani, chiar au nevoie. Cu microbuz îi duci pe ăștia la licee, îi aduci înapoi, să avem și noi garanția că nu îi ia pe copiii de pe stradă, cum s-a întâmplat la Caracal, fete violate și arse prin butoaie și tot felul de matrapa de curinație. Dacă tot scade în alitate, a zis, mă rog, un Dastia, doar, că e suficient. Dom'le, dar, deci, pentru dumneavoastră, poate personal, dar pentru întreaga comunitate chiar folosește. Deci la Itești se poate, să plătească primăria, transportul elevilor, să meargă frumos, elegant, într-un cap. Acele microbuze au fost...
vorbim cu niște de ministerul SF-uri, vorbim cu niște SF-uri aici, noroc că stai jos, că te ia vântul, dă-mi. Vorbim cu niște SF-uri, science fiction așa, de te doare capul. 400 de milioane acolo, 500 de milioane acolo. Păi cum care, care, care SF-urile alea, domnul, care te ia vântul? Pe care tot să vorbești să nu se văd, domnule. Asfaltări peste asfaltări, proiectare peste proiectare, una alta și toți suntem luat la denigrat. Că noi nu vrem binele comunității. Cumpărăm un microbus să meargă copiii la școală care vor să învețe, să aibă un program elegant, să știe părinții când vin, cine îi duce, cine îi aduce. Deci, lucruri de care avem nevoie. Banii ăștia se pot duce, un microbus dă factură frumos, nimeni n-are nicio... O reține, dă-mi banii ăștia, asta au costat. Marica, fără factură, ce vreau să spun? Deci, deci banii de reale. Deci la reprezentanță, cumpere un microbus de 30 de persoane. Domnul primar, dar mai abțineți-vă, dar chiar... Nu, ca fapt, chiar... deci lucruri utile, care avem nevoie de ei imediat. Auziți? Păi, dar știu că a fost și Da. Am înțeles. Deci dacă fiecare părinte și-ar dori să fie în siguranță copilului când merge la școală și când vine înapoi, într-un cadru civilizat, elegant, nu să stai, băi, că ăla își face programul cum vrea el. Domnul Ilie, domnul Cosiu, deci, când mai spuneți de proiecte, nu folosiți pluralul, a fost un singur proiect care, la care s-a făcut un studiu de fezabilitate, care n-a fost depus măcar, da, așa cum și-a asumat consultantul, suntem în instanță, solicităm bani înapoi. Bani înapoi. Un singur proiect. Restul... Să vorbim cum vom face. Bine, că asta face. Bazin din nou, sală de sport, școală reabilitate de 3 ori în 20 de ani. Și nu e nici acum gata. Domnul Ilie, ne așezăm sub un păr, cu gura căscată și stăm așa, că vor veni alții să ne facă. Dar consolat un de-asta pentru... Pentru instituții. Pentru primăria... Să poate luați un microbus, domnul primar. Așa o să facem. Dar microbuzele astea... Cred că toți cetățenii ar fi de acord și foarte mulțumiți. Domnul, microbuzele au fost oferite pentru un program coordonat de Ministerul Educației și toate comunele care au primit-o au fost comunele care au sate în subordine și care trebuia să-și aducă copii de satele vecine. Domnul primar, nu mai este microbus de plan local. La câți copii mai sunt la școală, cât de curând o să avem nevoie de microbus să-i ducem la Traian? Sunt în mie, o să fie nevoie. Dar nu, mutăm școala, că e reabilitate, pune rog. Asta presupune să modificăm și legislația. Sau să nu, domnul primar, dar dumneavoastră vedeți cu clasii adunate, trei într-una sau așa, ce faci noi? Repet, trebuie să ne iubim mai mult. Da, da, rezultatele se văd. Dar trebuie să așa ai cu cine? Eu propun, domnul secretar, pentru că sunt două proiecte diferite. Eu aș propune domnilor consilieri să le despărțim, să le luăm pe fiecare în parte. Adică, votăm o dată pentru sală de sport și o dată, ce spuneți domnilor consilieri, o dată pentru sală de sport și o dată pentru drumuri. Ca să nu fie amestecate, să nu fie la grămadă. Poate... Păi nu e mai bine așa, domnul primar? Deci, eu propun pentru sala de, să supunem la vot, pentru sala de sport. Cine este? Dacă e. Amendamentul. Deci, domnul secretar, da? Nu aveți amendament, nu aveți amendament. Stai bun, să ne luăm, să se facă. Supunem la vot. Supuneți la vot amendamentul doamnei președinte sub aspectul proiectele să fie dezbătute și aprobate separat. Cine este pentru amendamentul meu de a-l despărți în două, în primul rând, și după aia le votăm? Cine este pentru? 2, 4, 6, 7. Cine se abține? Sau este împotrivă? Nu e abținere. Domnul Dâncă, domnul Măriuț și domnul Solomon. Da. Nu vorbim în comun. Tot această proiecte. Bun. Și acum luăm la rând. Prima oară supunem la vot. Finanțarea pentru sala de sport. Finanțarea și alocarea sumei de 35.700 bugetarea pentru sala de sport. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4 cu domnul Solomon. 4 cu. Cine se abține? 2, 4, 5, 6. Blaj. Blaj, Cimpoieșu, Antica, Alina, Bolog Lucian, Comorașul Ilie și Antica Aurel.
Mergem la nu, domnule, suntem realiști, ce vorbim? Mergem la proiectul 2, bugetarea pentru reabilitare drumuri. Reabilitare drumuri. Acum să dea domnul să realizeze, domn primar, să nu rămânim cu hârtiile după, că sperăm că la un moment dat să... Dar ne-am mai învățat, nu e nouă. Da, dar uite că dispar banii. E ușor a începi 20 de lucruri și să nu le duci la final. Cine este pentru proiectul ăsta cu drumurile, cu reabilitarea drumurilor? Domnul Solomon, pentru? 10 voturi pentru. Deci, domnul secretar, vreți, nu vreți, trebuie să-l împărțiți în două pe astea, da? Deci, hotărârea trebuie să faceți separat. Pentru sala de sport o de respingere și pentru proiectul de drumuri. Așa. De respingere finală. Bineînțeles. Așa. Mergem mai departe. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, conform, revizuit conform codului administrativ. Domnul secretar, ar fi fost aici de consemnat la regulament să stabilim data ședinței, căci conform regulamentului, Consiliul Local stabilește, da? Stabilește o zi sau eventual... Nu, domnule, ar primi să spune, da? Da. Bun, haideți să terminăm și la urmă, domnul primar, discutăm de el. Păi, doamna trebuie să nu să poate să stea cu noi. Dar nu, dar nu stă cu noi, dar le aveți dumneavoastră. Ce trebuie să stea doamna cu noi? Lăsați-ne, le dăm și doamnele. Ai autorizație de construire? Da, autorizație de construire și de demolare. Da? Așa. La proiectul. Deci, domnul secretar, aici în ăsta, Consiliul Local trebuie să stabilească o zi în care are loc ședința de Consiliul ordinară, Local. Vă referiți? Da, ședința ordinară, dar pentru că a fost stabilit pentru finele lunii, pentru ultima săptămână a lunii. Și am ajuns la un dat să avem când în prima, când în așa. Păi, dar nu mai putem pleca, nu mai putem așa. Conform unui cod administrativ, trebuie să stabilim aproximativ data. Și atunci am stabilit și noi... O dată rezonabilă. Eu propun între 3 și 31 ale lunii. Ultima joie din lună. Că se face oricum prin dispoziții de primar și numai eu pot hotărâ, doamne. Așa că hotărâți dumneavoastră ce doriți, că legea spune că primarul prin dispoziții de primar hotărăște. Dar domnul primar, dar dacă Consiliul Local... E un drept dat de lege, de cetățeni, că dumnealor au vot. Da. Deci vă garantez că va fi ședințele vor fi toate între 1 și 31 ale lunii, așa cum decide primarul. Iar primarul decide în funcție de nevoie. Serios? Da, doamne. Hai de capul nostru. Cât vă da? Hotărâți, vă rog, cum doriți dumneavoastră. Nu, domnul primar, v-am invitat de fiecare dată în partea a doua a lunii. Au fost cazuri excepționale. Păi, dar au fost cazuri excepționale. Excepțional, când apar solicitări din partea unor instituții ale statului sau când au fost nevoie ca anumite actualizări să fac la proiecte și am decis să facem ședință ordinară. Da. Da. Hai, deja am dat-o în ironii prea mult. Să punem la vot. Hai să ce spune legea. Nu. Și atunci cine a spus ăsta la asta, domnul primar? La ședință? Pentru că, da, doamnă, sunt anumite modificări decise prin codul administrativ, s-a modificat, nu votați! Nu votați! Domnul, data ședinților o decide primarul, nu dumneavoastră. Pentru că ședințele de Consiliu Local se constituie în baza unei dispoziții de primar. Iar primarul acestei localități, deocamdată, toți suntem de înlocuit Alina. Toți suntem de Alina. Dar aș invita pe domnii de la presă. Haideți să terminăm cu nu. Asta. Bine, nu, terminăm și după aia ne uităm în documente să vedem cine mi-a bine. Bun. Nu, că puteți rămâne aici până de seară să dați declarații la presă, că nu-i problemă, că oricum nu ne facem ce problemă, suntem, da. Deci, supunem la vot regulamentul, deși n-are sens, că domnul primar face oricum tot cum dorește el, deși codul administrativ prevede ca să se stabilească... Hai să punem la vot? Cine este pentru? Dar eu știu zic autorii. Cine este pentru?
deci. 3, 4, 5 voturi pentru. Și sunt noi. Tot. Cine se abține? 5. 5 abțineri. 5 la 5. Ai rămân de dispoziție. Cine trebuie? Cine se abține? Antica, Alina, Bolo, Antica, Comoriș. Cum a trecut? Stabilește cum are a trecut. Și cu... Și tot. Mergem. Avem Antica Alina, Antica Aurel. Doamna, doamna... Stai liniștit, că nu mă... Antica. O zis domnul Dânca că să nu mai dau bine la presă. Ce vă ascunde? Hai! Hai că te-ai molipsit! Expolia, gata! Domnul secretar, hai că facem aluzii cameră. Deci, domnul secretar, avem primul proiect la suplimentarea de ordinea de zi. Să aprobă devizul general după finalizarea execuției privind privind aprobarea devizului general după finalizarea execuției privind cheltuielile necesare instituției construire sală de festivități în comuna Prăjești Bacău. Deci așa scrie, nu ziceți că am citit eu rău? Da. Da? Bun. Investiții. Așa scrie, probabil investiții. Investiției construite. O problemă. Deci. Problema de redacție. Domnul primar, deci, este sau nu este făcută recepția la cămin, a zis? Suntem în procedură de recepție, doamnă. Constructor... Ce înseamnă asta? Constructorul anunță finalizarea lucrurilor. Comisia se întrunește, verifică și acolo unde constată anumite chestii care nu sunt pe gustul comisiei, ca să înțelegeți, ne mai dă un termen. Spune remediat aia și... S-a adunat comisia în octombrie. Așa. Ei, unde ați publicat undeva ce a hotărât comisia sau ce ați, sau de unde știm noi când s-au finalizat sau nu s-au finalizat lucrări? Că dispoziția de convocare a comisiei am văzut-o. Așa. Dar unde vedem ce a hotărât comisia aia? Adică dacă s-a făcut sau nu s-a făcut recepția? Solicitați o copie a procesului verbal, dacă doriți. Domnul secretar, notați, vă rog. Doamna Gianina solicită o copie a procesului verbal. Da? Păi dar ce sunt? Păi dar altfel... Măi, nu, domnul primar, știți de ce? Pentru că acum, știți, noi eram în dilemă, știți? Dacă s-a semnat recepția la cămin, nu-i corect ca noi consilierii să avem la mapă, să aprobăm devizul după ce s-a semnat. Recepția. Ați înțeles? Tocmai de asta v-am spus. Că nu-i corect. Asta era unul din motive pentru care nu s-a semnat. Așa. Mai e un motiv. Am modificat în față aleea, inițial era prevăzut altfel, printr-o dispoziție de șantier, nu mai are forma prevăzută inițial cu un sens giratoriu, a făcut o alee simplă. Și proiectantul și cu ISC-ul a solicitat refacerea planșei arhitecturale la alee. Proiectantul a promis că o face, în momentul în care ne înștiințează că e gata, o ducem la ISC împreună cu devizul general actualizat, că și ăla era lipsea de la vroia hotărârea de Consiliul Local cu devizul actualizat, cu toate cheltuielile până la ultimul punct, da? Și aveți acolo prețul final al investiției, așa, după care ne reîntâlnim comisia și facem procesul verbal, semnăm procesul verbal. Dacă între timp nu mai apare ceva. Dar ți-a chitat toate facturile către constructor. Nu, mai avem 10.000 de lei. În primar, aici aveți dotări de 86.000 de lei prevăzute. Da. Și cu includ dotările astea? Ce includ dotările astea? Doar atât? Scaune? 190 de scaune, proiectoare, microfon, stație, boxe, ghiuvetă, nu știu ce mai e, le avem acolo, da. Nu ales donații. Colegii noștri. Doriți să le și vedeți? Ce anume? Dotările? Dotările? Le descărcați, sunt publice, le pot descărca. Probabil că le găsesc. E suficient să faceți așa odată, să vedeți scaunul și restul vi le arăt acolo.
în sala aia. Microfon, stație, boxe, amplificator, tot ce trebuie. Mixer, ce mai este? Înseamnă că ne-ați vândut gogoș la un moment dat la o ședință când ați zis că bucătăria aia o să aibă și plit. Doamne, e sală de festivități, nu restaurant. Nu, 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 nu. Eu mă refer la când am votat noi. Nu, doamnă. Da, da, dar avem registrările, dacă doamnă, îi aduc la nici mesele astea n-au fost prinse în contract. Da, da, astea sunt suplimentări. Ideea este că pe dumneavoastră nu putem să vă credem decât dacă ne arătați negru pe alb. Dacă ce ziceți, acolo există un semn de întrebare, știți că... Eu, da. Bun. Da. Doamnă, există un proiect. Da. O punem la vot cu devizul la sala de festivități. Cine este pentru? 2, 3, 4, 5. Cine se abține? 5. Cine sunt? Antizalina? Bolog? Ca de obicei, cine? Cimpoieșu? Comorașu? Și cu Antica Aurel. Da. Dacă ne puneați la mapă și faptul că s-a întâlnit comisia și era tot... Păi dar de unde să știu, domnul primar? Poate dumneavoastră îmi ziceți, mie nu s-o fac cu recepția. Da. Și de fapt, de poate a fost semnată recepția în octombrie. De unde pot să știu? Dați să faceți-mi dovadă. Și atunci, dacă o aveam la mapă, da, votam. Deci cum... Ce să, dar ce doriți la mață? Păi ce nu, domnul primar. De recepție? Domnul primar, vi l-am cerut și pe ăla la un moment dat, acum vă câteva ședințe, să știți. Dar pentru că nu există, n-avea cum să vi-l dau, doamne. Păi da. Păi și atunci? Păi dacă nu s-a făcut recepția, da, final, dacă eu știu că am văzut dispoziția în procedură. În care mergem la următorul proiect de la suplimentare, proiect de hotărâre, privind anularea accesoriilor, conform ordonanței 6 din 2019. Domnul secretar, știți cum a mai fost o discuție ședința trecută sau ședința trecută? Că teoretic dumneavoastră ca și secretar trebuia astea să le actualizați, să le puneți în regulă, că este erau persoane care beneficiau. Este o lege publicată în Monitorul Oficial care are acces tot cetățeanul. Așa. Să actualizați ce? Legea? Da, nu, domnule. Primar, era vorba de faptul că să nu mai fie cei care doresc să plătească în întregimii datoriile. Da. Să nu mai plătească penalitățile care au fost... Legea a fost publicată în Monitorul Oficial. Dar justificăm o lege? Ce facem noi? A dus la cunoștința publică în toată masă. Haideți să vă spunem ce spune legea. Da. Dar noi v-am propus prin alocarea bugetară, prin rectificarea bugetară și s-a aprobat chestiunea asta pentru că nu era altă... Adică dacă nu o aprobați, nu puteam face chestiunea aia. Plătim datoria creată de fostul primar Antica de 300, de 277, care s-a mai rămas din 340, toată la ANAF. Deși mi-ar fi convenit să rămână bani în buzunar. Și urmând ca în termen de 60 de zile, instituția ANAF să ne livreze înapoi penalitățile și dobânzile. Așa spune legea. A, validă. Da. Deci datoria trebuie achitată în totalitate, condiția de bază. După care, în 60 zile, îți dă penalitățile și dobânzile înapoi. Dacă ne încadrăm sau cine se încadrează, cine se pliază, pe lege, foarte bine. Noi n-avem nimic împotrivă. Dar sunt niște condiții pe care le spune legea. Și aici aș ruga-o pe doamna consilier de la taxe și impozite să ne citească ce spune legea, ca să nu cumva să votați în necunoștință de cauză. Sau să faceți vreo abatere de la lege. Vă rog, doamna. Referitor la articolul 24 din ordonanța 6 din 2019, acesta prevede foarte clar că dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ, adică toate, următoarele condiții. A. Toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv administrate de organul fiscal central,
în cazul nostru cel local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv. Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesoriile administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019, inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. C. Debitorul trebuie să aibă toate declarațiile fiscale potrivit vectorului fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor depuse. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-a depus declarație fiscală, obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal central. Și mai citiți cum se face, vă rog. Da. Este foarte important, vă rog să ascultați. Numai o secundă. Dacă doriți, dacă nu votăm. Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare. Poate cineva nu știe, poate vrea să... Păi citește legea, cum a spus până acum, citim legea. Nu așa ne-a zis la orice proiect, citiți legea. Așa, vă citiți-o și dumneavoastră. Acum, anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018, datorate bugetelor locale. În cazul, este vorba de articolul 32 din aceeași ordonanță. În cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, mai mari sau mai mici de 1 000 000 de lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, opțional, dacă Consiliul Local stabilește prin hotărâre aplicarea acestor prevederi. Prin hotărâre prevăzută la alineatul 1, Consiliul Local aprobă și procedura de acordare a anulării accesoriilor. Asta facem. Noi aprobăm. După aia care se încadrează bine, care nu se încadrează, nu toate... Cu domnul Solomon, zis că nu avem nevoie de hotărâri de Consiliul Local. Era foarte bine documentat. Avem nevoie de hotărâri. Da. Atenție la incompatibilități. Acum care e ridicat lumea. Care atenție la incompatibilități. Da. Bun. Adică atenție la incompatibilități. Ce vreți să spuneți? În momentul în care o persoană din Consiliul Local, din consilier... Este pentru toată comuna, nu este doar pentru o anume persoană. Corect. Corect. Pentru toată comuna. Adică și dacă eu mă încadrez în chestia asta, nu pot să beneficiez. Păi dumneavoastră ați făcut o solicitare și l-aveți. Am făcut eu o solicitare? Ne uităm pe... Da, este înregistrată la compartimentul taxe și impozite. Și tatăl dumneavoastră care a făcut aceea solicitare, din ce înțeleg eu, sunteți în incompatibilitate. Dar nu ați vrut să vedeți să vă dați. Dar nu trebuie să ameniți, domnule. Dar nu ameniți, eu v-am spus, atenție, n-am spus ameniți. Ce atenție? De ce? Ca să nu cadă sub incidența legii. Da, domnule, dar sunt două persoane distincte. Dar ce trebuie să ameniți? Sunt două persoane distincte. Am spus atenție, domnule. Dar nu e amenințare, domnule. Nu e amenințare. Agenție, atenție la domnule. Mai am așa la Eu am luat la cunoștință, numai o secundă, vă rog. Eu am luat la cunoștință acum, deci vă spun ca și executiv și doresc, dacă vreți să aprobați, ok? Eu trebuie să lucrez după această procedură. Eu sunt angajată a UAT, Comuna Prăjești, județul Bacău. Dumneavoastră m-ați depus o procedură după care sunt obligată să lucrez în situația în care veți aproba a municipiului Satu Mare. Cum alegeți? Mă duc eu la Satu Mare sau vine Satu Mare la Prăjești? Cum o să doriți? Deci în cazul ăsta nu se admite greșeli de redactare. S-a admis greșeli de redactare numai în cazul... Deci noi putem să trecem cu vederea. Este procedură pe Satu Mare. Doamna, este procedura este pe, legea este pe peste tot, pe toată țara. Corect. Nu-i pe Satu Mare. Propus o procedură. Dar să-mi o aduceți modificat. Dar domnul secretar aduce modificat că nu știe să scrie 7 cuvinte? Mai aduce ceva modificat? Nu este o anumită de primărie. Nu poate modifica. Nu poate modifica.
Adică nu este o eroare? Am înțeles că trebuie să dați bine fața primarului, dar totuși nu putem numai comisarii. Pentru că nu mai mărește salariul. Doamna președinte, să înțeleg că vă însuciți, că este o eroare materială. Este o greșeală. Este o greșeală de redactare, așa cum și noi am permis destule greșeli de redactare la dumneavoastră, domnul Zecheta. Deci dumneavoastră că redactați ceva. Vă însuciți că este o eroare materială. Este o eroare de redactare. Așa cum s-a corectat, am atâtea greșeli, domnul Zecheta, țineți minte? Domnule, a spus că dacă v-ați însușit faptul... Mie mi-era convenabil să mă duc la satul mare. Domnul primar ia ironic așa toate cuvintele. Nu, ironic, să vedeți. Eu sunt în scrierea. Lăsăm astea, chiar nu ne stă bine. Vă rugăm foarte frumos. Consilier, treaba era consilieră, că sunteți consilieră de-a primăriei, nu în alt sens, că imediat sare domnul primar. Așa, deci, ordonanța asta este în vigoare de ceva timp și este aplicată în foarte multe oateuri, orașe și așa. Așa cum se aplică de altfel și pentru comuna noastră, pentru ANAF, așa logic este că nu este numai domnișoara în cauză, mai sunt și alți locuitori ai comunei care știu de ea și doresc și atunci poate că o să ni crească și nouă un pic în casările. Adică este ceva foarte normal. Cine vine să achită în totalitate integral prejudiciu? Ok. Deci, domnilor consilieri, dacă... Dumneavoastră trebuie să aprobați și modalitatea în care se face. Noi nu putem aproba modalitatea. Păi, dar așa spune legea, domnule. Legea dar timp când nu este legea. Stați un pic, aici ultimul paragraf care l-a citit dumneavoastră. Nu aprobăm modificări. Dacă vreți să citesc. Nu aprobăm legea. Consiliul aprobă și procedura de acordare a anulării accesorilor. Spune în această ordonanță. Dar accesorii, că le-are omul, le anulez, nu? Dacă omul achită integral impozitul, accesul fie scutit de accesorii. Inclusiv accesorii. Asta plătim noi, inclusiv accesorii la finanțe. 277. Se plătește întreaga sumă. Deci, haideți să atunci pe ce ați comunicat că este soldul de plătit o parte, fără accesorii. Dacă achit suma, să nu ne spune. Certificatul fiscal este prin notificare. Nu să te zbați aici că să nu mai plătești. Ca să înțelegeți dumneavoastră, tatăl își domnul. Da. Are 217 milioane ca 21 milioane. Nu s-a scris domnul primar, să nu arătați să sunt mai multe persoane în această situație care beneficiază. Păi foarte mult. Domnul consilier, supunem la vot sau mai spuneți care va acum. Spune-mă, cine este pentru proiectul acesta de hotărâre? Am voie să votez, domnul primar? Doamnă, faceți cum doriți! Dar nu-i tradus. Am voie să mișcăm. Nu știu, doamnă, nu știu. Dumneavoastră, dacă votați, noi atacăm în contencios administrativ. Nu atentă. Bun, cât aveți, doamnă? Supuneți la vot. 6 pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci, haideți. Păi, ridicați-mă la să vadă și camera, da? Ridicați-o, da. Da, mă, mâna sus. Suntem 6 voturi pentru, abțineri. 6 pentru. 1, 2, 3. Domnul Solomon, abținere? Da, da. 4 abțineri. Domnul Solomon, domnișoara Antica, domnul Dânca și domnul Măriuț. Bun. Trebuie să precizați și modul în care se face, așa spune legea. Legislație, noi nu facem legislație. Nu putem face lege în țara română. Dacă este legislație aprobată de Guvernul Român pentru ATM-ului... Eu vă recitesc încă o dată, pentru că vor fi aceste cereri și sunt implicată în mod direct. Voi fi acuzată de... Domnul Popora și eu știu foarte bine să citesc legea, spune foarte clar procedura de acordare a anulărilor acestor accesorii se stabilește de Consiliul Local. Păi, vin anulate. Nu este calitatea mea. Eu trebuie să aplic ce spuneți dumneavoastră. Doamna Doina, dacă decidi Consiliul Local, anulați accesorii. Și plătești sumele în totalitate fără accesorii. Asta spune.
excludeți accesori, să plătească omul în integralitate suma care își are din plată. Nu accesori. Ce spune în lege, așa faci. Păi și dacă spune în lege, ce te mai trebuie pe noi? Doamna Dani, întreabă altceva, tu nu înțelegem, vorbim în două limbi străine. Dacă toți sunteți aici, vă citiți lege, vă mai citești încă o dată. Păi bun, și atunci noi ce am aprobat acum? Legea. După aia, dacă vreți accesorii... Ați apucat să fie... Nu vor ei să o modificăm. Dumneavoastră ați aprobat acum că această ordonanță 6 să fie aplicată la nivelul comunului Prăjești. Dar este litera A. Așa. Este litera A din acest articol. Este incomplet. Mai trebuie să aprobați și procedura. Și litera B... Este prin hotărârea prevăzută la alineatul 1, deci ne trimite din nou. Consiliul Local aprobă și procedura de acordare a anulării accesoriilor. Vă zic eu cum funcționează. Eu am fost la ANAF și mi-a zis, dacă plătești suma, nu mai plătești niciun leu accesorii. Noi o penalități. Nu trebuie să plătești și penalități să le reimbursezi. E minciună. E o maglă care vrea să o joace. Noi supunem la vot, doamna Doina. Noi ne asum ce spun. Domnul Bolog, nu vă asumați. Nu se poate până în aplicare. Păi atunci, cum trebuie să facem, domnul Sărăgea? Ați aprobat primul articol. Și al doilea, procedura de aplicare. Și în procedură vă spune clar. Adică ce spune? Păi da. Spuneți, domnule, ce spune procedura? Procedura. Domnule, ar fi trebuit să... Aprobați procedura, un pic de atenție. Integral. Un pic culeți, vă citește exact. Trebuie să achide integral. Da. Spune cumulativ. Deci, toate obligațiile, v-am citit adineauri la articolul 24, toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie, inclusiv cele administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie. Litera B. Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesoriile administrate de organul fiscal. Fără accesorii, doamnă. Stai un pic, nu stai cu bine, vreau, continuați. Debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale prevăzut vectorului fiscal. Da. E bun. Și unde spune că trebuie achitată tot suma până aici? Nu a spus, nu a spus. Păi integral asta înseamnă, domnul Bolo. Integral asta înseamnă. Are doar o clasă, e greu să-i cere. Integral înseamnă tot. Nu primar. Abțineți-vă, domnul primar. Iar sunteți... Debitorul depune, litera D, debitorul depune cererea de anulare a accesorilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la literele A, B și C, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019, inclusiv sub sancțiunea decăderii. Deci trebuie plătit tot și după aia faci cereri de înapoi de ani. Ați văzut? Se achită tot. Se achită și debitorul și accesorii. Dar nu se poate numi cu scădere de ani. Integral. Mă refer la loc de 250. 217. Uitați de ce zi. Deci, nu ne jucăm. Vă duc să vă dacă am fost deci, domnul... Asta e procedura. Procedura să-i conform legii. Conform procedura anticurică de aici, la articolul ăsta. Se aprobă procedura conform legii. Conform aici, ordonanței care lui. Deci, cumulativ, toate acele... Se aprobă conform prevederilor legale procedura, da? Așa cum menționam. Ai văzut? Da. Alo, stai nu supun la vot procedura? Corect. Se putea, conform legii. Doamna, deci, obligații bugetare principale înseamnă efectiv impozitul, da? Așa, și taxe locale. Deci, impozituri și taxe locale, da? Deci, acum, de ce zice? Toate obligațiile bugetare principale restante, da? Până la 31 și așa, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 noiembrie. Deci, dacă el îți plătește suma principală, așa, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege. Deci, obligația... Este litera A, nu vă opriți numai la litera A.
Pentru că trebuie îndeplinite condițiile A, B și C. Cumulativ. Da. Și după aceea se Ce mai aveți pe cuvântul meu? Puneți la vot procedura. Procedura de stingere a obligațiilor fiscale, da? Puneți la vot. Punem la vot. Trebuie, dacă trebuie obligatoriu și chestia asta votată, trebuie să votăm, nu avem un vot. Adică degeaba aprobat, nu mai duceam de jumătate. Domnul secretar, dar dacă este lege și procedură... Ordonanță. Lege era procedura, se poate. Dați-i voi. Deci acum poate eu iar acceptăm la un lucru care deja e dat pentru dus să iei pe Dumnezeu. Am ajuns să stăm cu chirii în casa noastră. Domnul consilier, spune, este opțional. Da? Așa că dacă vreți aprobați, dacă nu, uitați-vă. Nu s-a Doamna președinte, aveți aici o cerere. La final, doamna președinte, la final. Vreau să spun și eu două cuvinte. După domnul consilier. Avem o adresă către Consiliul Local și conducerea primăriei Comunei Prăjești. Subsemnatul Minuț Neculae, vă rog să luați act de existența prevederilor legale din ordonanța numărul 6. E aceeași ordonanță, nu? Corect. Așa. Din 31 iulie, publicată în Monitorul Oficial și așa, capitolul 2, începând cu articolul 23. Domnului primar al Comunei Prăjești și președintelui de ședință al Consiliului Local Prăjești. Deci, am luat... Vreau să știm ce răspuns ați dat în numele Consiliului Local, domnului Minuț. Cine? Dumneavoastră. Acum vă supunem atenție, spune și Consiliul Local. Nu, domnul a primit un răspuns. Da, noi am spus că trebuie aprobată prin hotărâre Consiliul Local această modalitate. Da, aceasta era pentru Consiliul Local. De ce ați răspuns dumneavoastră? Da, domnul, că noi avem separat. Și am impresia scrie și domnului primar. Da, da.
Către Consiliul Local. Nu, către Consiliul Local și conducerea primăriei Comunei Prăjești. Deci, îi dați adresă domnului primar, răspuns că a fost pus în discuție ordonanța și s-a făcut un proiect de hotărâre. Și domnul Minuț încă trebuie și el aici. Sunt raport cu curții din cont, sunt documente care deodată au autorități de stat. Dar la președintă, dacă îmi permiteți, doresc să fac vedere la consilieri locali autorizată de construire, de demolare și adresa făcută de firma câștigătoare licitației, pentru că domnul Boloc m-a acuzat că sunt mincinos și că nu există acea autorizație. Este autorizație de construire, domnul. Nu vreau autorizat demolare. Construire pot peste perioadă. Vreau autorizat demolare. Nu construire, am autorizație de demolare pot pe peste perioadă. Pe ce dată este autorizată? 31.10.2019, domnul, credeți că modifică cineva ceva? 31.10. Da. Da. Și am aici adresa. Cine e mincinosul? Eu când v-am zis că l-a venit societatea cu două luni la treabă și a zis că nu aveți autorizație de demolare. Păi 31.10. Da, domnule, dar astăzi am autorizat. Dumneavoastră, domnule, că a spus că nu am. Urechea mea aici. Păi acum am avut, dar eu, păi sunteți un mincinos. Păi astăzi a spus că nu am. Păi nu, eu nu v-am zis că nu am avut. Două luni au venit societatea cu utilaj și s-au întors înapoi. Mă fi rușinic când vreau să mincinos. Și haideți să vă citesc ce îmi spune. Auziți, domnul primar, dar e curios cum așa dumneavoastră întâi autorizații de construire și abia după aia de demolare. Simplu. Foarte curios. Haideți să vedem. Cum? E curios cum ați luat întâi autorizația de... Doamnă, dumneavoastră ați văzut proiectul? Proiectul tehnic la lucrarea asta? Proiectantul spune că se va demonta podul nou existent după ce se finalizează cel nou. Deci podul vechi se demolează după ce, pentru a nu bloca traficul și circulația. Și spune în adresa constructorului, spune așa, referitor la contractul de achiziție numărul 1444 din 21.02.2019, având ca obiect servicii de proiectare și execuție pentru construire pod Pârâu Recea, așa, având în vedere că în momentul de față suntem în pragul începerii sezonului rece, iar lucrările de demolare a podului existent durează aproximativ 2 săptămâni, vă aducem în atenție că începerea acestor lucrări ar duce la situația riscantă de a demola vechiul pod, iar apoi să fie imposibil să continuăm lucrările pentru noul pod din cauza vechiului pod. Este clar că lipsa căii de comunicație pe o perioadă îndelungată ar deranja mult traficul în această zonă. Prin urmare, recomandarea noastră este ca lucrările să înceapă în primăvara anului 2020, când vremea va fi favorabilă și aceasta nu va reprezenta un impediment în executarea tuturor lucrărilor prevăzute. În speranța că s-a înțeles raționamentul care stă la baza acestei recomandări, vă mulțumim. Semnează constructorul. Este o asociație de firme care face proiectare și construire. Deci, ca să se înțeleagă, există autorizație de demolare, există autorizație de construcție, sunt toate avizele necesare. Da. Ca să vedeți cine este mincinosul. Lăsați, domnul primar, că ne-ați convins. Da, vă mulțumesc. În sfârșit a dat Dumnezeu Sfântul. Pe noi ne-ați convins. Vă mulțumesc, doamna președinte, că mi-ați acordat posibilitatea să vorbesc pe finalul acestei ședințe. Să știți că de obicei nu am acest drept de a vorbi în ședințele Consiliului Local, dar pe final am solicitat și vă promit că va fi una din rarele ocazii în care o să spun ceva. În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, consilierilor locali, dumneavoastră, doamna președinte, a fost o ședință interesantă pentru noi. Să știți că televiziunea noastră și ziarul pe care l-am fondat este de acord cu dezbaterile, cu cătul și foarte bine că puneți întrebări primarului. Este foarte bine, nu știu, nu e dreptul meu să fac aici o analiză, dar este foarte bine, mi-ar fi părut rău dacă era o ședință în care, să știți că situația dumneavoastră ca și Consiliul Local, este o apreciere proprie, este foarte bună. Am în alte primării unde consilierii nu prea vorbește, vorbește doar primar. Ceea ce e foarte bine, eu vă felicit. În al doilea rând vreau să mulțumesc foarte mult domnului primar pentru transparența decizională. Să știți că noi am mai discutat, domnul secretar la fel a fost deschis. Deci în ceea ce ne privește pe noi, noi suntem foarte mulțumiți pentru că atâta vreme cât
mi s-a aprobat și acreditarea și așa mai departe, este un pas în față și vă promitem că vom fi prezenți alături de dumneavoastră de acum încolo și chiar și după alegerile de anul viitor. De aceea o să vă rog să aveți încredere în televiziunea noastră. Noi ceea ce filmăm nu facem montaj cum fac alte televiziuni, ceea ce filmăm este așa cum de la un capăt la altul, din momentul în care președintele deschide ședința și până se termină. Să știți că va fi publicat și pe Facebook, pentru că pe Exclusiv TV nu știu dacă aveți posibilitatea să vă uitați, dar pe Facebook aveți un grup pe care noi l-am alocat, Exclusiv Prăjești. Acolo căutați, va fi întotdeauna în 2-3 zile, noi așa sperăm, cel târziu, doar când suntem aglomerați, atunci mai e termenul un pic mai mare, dar acolo găsiți ședința. O găsiți și pe YouTube și pe Twitter și peste tot. Dacă sunt probleme, eu v-am dat niște cărți de vizită, aveți și în ziar, aveți numărul meu de telefon. Dacă sunt nemulțumiri în ceea ce privește, pentru că eu, fiind administrator și filmând în 60 de OAT-uri, nu o să fiu prezent de fiecare dată. Aici vor fi reprezentanții noștri. Dacă sunt probleme, reclamații în ceea ce privește comportamentul cameramanului sau dacă întârzie la ședință, nu-l mai primiți, îl dați afară. Deci noi încercăm să fim o instituție de presă serioasă. Sigur că la o cafea când vin la domnul primar, trebuie să știți lucrul ăsta, așa că să nu vă supărați, noi venim deocamdată la cel care reprezintă juridic UAT Prăjești, pentru că dânsul este în relația juridică cu noi ca fiind entități juridice. Dar în același timp suntem deschiși dialogului, ceea ce aveți de spus să fie aici în ședința de Consiliu Local. Deci noi aceste lucruri le luăm în seamă. Celelalte nu o să pot veni pe la dumneavoastră să discutăm, nu știu, pe la partide și așa mai departe. Încă o dată, televiziunea noastră este o televiziune independentă, este din bani munciți de mine, cât timp am activat la București. Am fost în 15... Da, să știți că chiar am nevoie și de colaboratori, dacă e cineva care știe să filmeze și filmează pe la anunț, pe la asta să-l calificăm, da, pentru că avem nevoie de asemenea oameni pentru presă. Da, și plătim și foarte bine și cu carte de muncă, deci nicio problemă. Încă o dată, este o instituție din bani proprii, noi suntem, nu suntem afiliați, nu suntem plătiți. Este adevărat, într-adevăr, că sunt UAT-uri unde avem contract de prestări servicii, pentru că, vă dați seama, avem și noi cheltuieli. În acest moment, noi nu solicităm primăriei niciun ban, întâi să ne cunoaștem mai bine pe segment, și după care o să venim cu o ofertă. Dacă va fi acceptată de domnul primar, de dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți legislativ aici, cu mare drag putem continua așa în următor. Vă doresc multă sănătate, sărbători fericite dacă nu ne vedem. Nu așteptăm să răspundeți invitații la fiecare ședință. Cu mare drag, cu mare drag. Sperăm ca domnul secretar să aibă în vedere aspectul ăsta, când ne invită pe noi, să vă trimită și dumneavoastră și vă mulțumim deocamdată. Cu mare drag și încă o dată să știți că Consiliul Local, am fost impresionat, este foarte bine. Declarăm ședința închisă. Mulțumim.